Bucuria vieții de Irving Stone Editura pentru literatura universală În românește de Liana Dobrescu și Geo Dumitrescu București, 1966 Capitolul 1 Îngerul cu puișori Monsieur Van Gogh, E timpul să te scoli. Vincent aștepta parcă prin somn glasul Ursulei, așa că îi răspunse imediat. Eram treaz, mademoiselle Ursula. Ba, nu erai. Acum te-ai trezit. O auzi coborând scările și intrând în bucătărie. Apoi se sprijini în mâini, își făcu vânt și sări din pat. Era lat în umeri cu pieptul puternic și brațele groase și vânjoase. Se îmbrăcă în fugă, își turnă apă rece din cană și se apucă să-și ascută briciul. Îi plăcea ritualul zilnic al bărbieritului. Începea de sus, de la arsura din dreapta, trăgea briciul ușor în jos, pe obrazul lat, până în colțul gurii cărnoase, apoi trecea la jumătatea din dreapta a buzei de sus, pornind de sub nară către obraz. Pe urmă, venea la rând cealaltă jumătate a feței iar la sfârșit bărbia, puternică, enormă, ca o dală rotunjită, cioplită în granit. După ce termină, își înfundă obrazul în ghirlanda împletită din iarbă de brabant și frunze de stejar care se afla pe scrin. O avea de la Teo, fratele lui, care culesese iarba și frunzele de acasă de pe pajiștea de lângă Țundărt și le trimisese la Londra așa, cu miresmele Olandei în nări, în ziua parcă începea mai bine. Monsieur Van Gogh, strigă din nou Ursula ciocănind în ușă, uite, ți-a adus poștașul o scrisoare. Deschise plicul și recunoscu scrisul mamei sale. Dragul meu, Vincent, citi, aștern pe hârtie câteva gânduri pentru tine. Era încă ud și simțea pe față răceala apei, Așa că îndesă scrisoarea în buzunarul pantalonilor, cu gândul de a o citi mai târziu, într-una din multele clipe de răgaz pe care le avea la Gopil. Își netezi părul blond roșcat, lung și des, îmbrăcă o cămașă albă scrobită, își nodă la gât pe sub gulerul moale și răsprântă o vălvalieră neagră, și coborâ să-și ia de dimineață și să culeagă zâmbetul ursulei. Ursula Loier conducea împreună cu mama ei văduva unui vicar din Provența, o grădiniță de copii care funcționa în căsuța din fondul grădinii. Ursula avea 19 ani, era o fetișcană surâzătoare, cu ochi mari, un obraz oval gingaș în culori pastelate și un trup mărunt și zvelt. Lui Vincent nu-i venea să-și mai ia ochii de la surâsul ei, care îi scălda fața drăgălașă într-o lumină blândă ca ceea ce răzbate printr-o umbrelă de soare viu colorată. Ursula îl servea cu mișcări sprintene și pline de grație, ciripind cu însuflețire tot timpul. Vincent împlinise 21 de ani și era pentru prima oară îndrăgostit. Avea toată viața înainte și se gândea că s-ar putea numi un om fericit dacă ar fi ca tot restul zilelor să-și ia gustarea de dimineață cu ochii la zâmbetul ursulei. Fata îi adusese o felie de slănină, un ou, și o de ceai tare, negru. Apoi se așeză în fața lui la masă, își aranjă cârlionții castanii pe după ureche și, zâmbindu-i într îi întinse pe rând sarea, piperul, untul și pâinea prăjită. Garofița dumitale sălbatică a încolțit, spuse ea, umezindu-și buzele cu vârful limbii. Nu vrei să o vezi înainte de a pleca la slujbă? Ba dacă vrei, adică vrei să fii bună, să-mi arăți unde e? Curios o mai e și Monseu Vincent. Seamănă garofița cu mâinile lui și pe urmă nu mai știe locul. Uneori avea un fel de ciudat de a vorbi despre oameni, de parcă ei n-ar fi fost de față. Vincent înghiții în sec. Gesturile lui erau greoaie, ca întreaga-i făptură și de fiecare dată găsea cu mare greutate cuvintele nimerite ca să-i răspundă ursului. Ieșiră în curte. Era o dimineață răcoroasă de aprilie, dar merii dăduseră în floare. Între casa familiei Loer și grădința de copii se afla un pedic de grădină unde, cu câteva zile în urmă, Vincent semănase maci și sângele voinicului. Garofița răzbătuse printre ele. Vincent și Ursula se aplecară și capetele lor aproape se atinseră. Părul ursulei răspândea o mireasmă puternică, sănătoasă. Mademoiselle Ursula, începu el. Da, făcu fata zâmbind întrebător și ferindu-și capul. Eu, eu, adică, doamne, dar... De ce te bâlbâi așa, monsior Vincent?" întrebă ea, ridicându-se dintr-o săritură. Vincent o petrecu până la ușa grădiniței de copii. În curând vor veni puișorii," continuă Ursula. N-ai să ajungi târziu la galerie?" N Am tot timpul. Până în strand fac 45 de minute." Ursula nu mai găsi ce să-i spună. Ridică mâinile să-și prindă o șuviță de păr ce -i se desprinsese la spate. Liniile trupului erau neașteptate de pline pentru înfățișarea ei fragilă. Ce ai mai făcut cu peisajul acela din Brabant pe care mi l-ai făgăduit pentru grădinița de copii? I-am trimis lui Cezar de Coc, la Paris, o reproducere după una din schițe, ca să scrie o dedicație. Minunat! exclamă ursul abădând din palme. Făcu vreo câțiva pași legându-și șoldurile, apoi se opri în fața lui. Câteodată Mose Vincent, dar numai câteodată, ești atât de drăguț. Îl privi cu fața inundată de zâmbet și îi dădu să plece. Vincent o apucă de braț. Știi? Aseară când m-am dus la culcare, m-am gândit să-ți dau un nume. Ți-am spus Îngerul cu puișori. Ursula râse cu poftă, dându-și capul pe spate. Îngerul cu puișori, trebuie să-i spun și mamei. Se smulse din mâna lui, îi mai râse o dată peste umăr și dădu fuga spre casă prin grădină. Bucuria vieții, capitolul 2 Gupil în company Vincent își potrivi jobenul. Își luă mănușile, și ieși în clapam Road. Aici, departe de centrul Londrei, casele erau rare și grădinile, încărcate de tufe de liliac, de păducel și de măceș în floare. Erau și un sfer și la gupil trebuia să fie abia la nouă. Îi plăcea mult să meargă pe jos. Cu cât se apropia de oraș, casele se înmulțeau și oamenii care treceau grăbiți pe lângă el în drum spre munca lor erau tot mai numeroși. Fiecare îi zâmbea parcă prietenos, pentru că, de bună seamă, știau și ei ce lucru minunat e să fii îndrăgostit. O porni de-a lungul cheiului Tamisei, trecu podul Westminster, apoi o lua pe lângă catedrala Westminster și palatul parlamentului și, ieșind în strand, coti pe Southampton Road, unde la numărul 17 se afla sucursala londoneză a firmei Gupil Company, negustori de tablouri și editor de gravuri. Trecând prin salonul principal, cu draperii grele la ferestre și covoare moi pe jos, zări o pânză care înfățișa un fel de pește sau un balaur lung de vreo șase picioare, deasupra căruia plutea un soi de omuleț ciudat. Tabloul purta titlul Arhanghelul Mihail răpunând satana. Ai un colet. E pe masă cu litografii," îi spuse un funcționar pe lângă care trecu. Din salonul de pictură unde erau expuse pânze de mile, boton și turner, dădea în cea de-a doua încăpere a magazinului, rezervată gravurilor și litografiilor. Vânzările aveau loc mai ales în cea de-a treia încăpere, singura care semăna într-adevăr a birou comercial. Vincent își aminti de cucoana care cumpărase un tablou cu o seară mai înainte la ora închiderii și început să râdă. Nu îmi spune nimic tabloul ăsta, Harry," Ție cum ți se pare? își întreba i soțul. Câinele seamănă leit cu ăla care m-a mușcat astă vară la Brickton. Ascultă, prietene, îi se adresase Harry lui Vincent. Crezi că-i cazul să cumpăr un câine? De obicei, doamna mea se cam sperie de câini. Vincent știa prea bine că vinde lucrări de proastă calitate și cei mai mulți dintre clienții care intrau în magazin habar n-aveau ce cumpără. Plăteau prețuri mari pentru lucruri lipsite de valoare. Dar ce îl privea asta pe el? Treaba lui era să asigure o vânzare cât mai bună la secția de gravuri și atâta tot. Desfăcut pachetul trimis de sucursala la Goupil din Paris. Era schița lui Cezar de Coc și purta dedicația lui Vincent și Ursulei Lawyer. Prietenii prietenilor mei sunt prietenii mei. Diseară? Când îi dau tabloul, am să o cer în căsătorie. Își păgădui el. Peste câteva zile împlinesc 22 de ani și câștig 5 lire pe lună. Ce să mai aștept? În încăperea liniștită din fund de la galeriile Gupil, timpul trecea pe nesimțite. Vincent videa cam 50 de reproduceri pe zi în numele firmei Muse Gupil în Company și cu toate că i-ar fi plăcut mai mult să se ocupe de vânzarea picturilor în ulei și a gravurilor, era mulțumit totuși că realiza încasări mari pentru patronii săi. Se înțelegea bine cu colegii și petreceau multe ore plăcute stând împreună de vorbă despre evenimentele din Europa. În adolescență fusese cam ursus și se ferise să lege prietenii. Lumea îl socotea un tip ciudat și original, dar ursul al schimbase cu totul. Începuse să simte nevoia de a plăcea oamenilor din jur, de a fi prietenos cu toată lumea, ajunsese să-și iasă din făgașul lui și să se convingă că mulțumirea poate fi găsită și în viața de toate zilele. Magazinul se închidea la ora șase. Când se plece, domnul Obach îl opri spunându-i. Am primit o scrisoare de la Vincent Van Gogh, unchiul dumitale, în care mă întreabă ce mai faci și cum te descurci. M-am bucurat să-i pot răspunde că e și unul dintre cei mai destoi nici funcționari ai firmei. Ați fost prea amabil, sir. Ba, deloc. Mă gândesc chiar că după concediul de vară să te trec la salonul din față, la gravuri și litografii. O, sir, asta mă bucură foarte mult, mai ales acum când am de gând să mă însor. Adevărat? E o veste interesantă. Păi și pe când? În vara asta, cred. De fapt, nici nu se gândise încă la o dată anumită. Foarte bine, tinere. Minunat! Salariul dumitale a fost mărit abia de curând, la începutul anului. Dar când ai să te întorci din călătoria de nuntă, sper să ți-l mai putem mări. Bucuria vieții, capitolul 3 Iubirea inspiră iubire după chipul și asemănarea ei. Și acum, mademoiselle Ursula, mă duc să-ți aduc tabloul spuse Vincent după cină, împingându-și scaunul într-o parte. Ursula purta o rochie foarte modernă, brodată din tafta verde cu ape cenușii. Mi-a scris ceva drăguț, pictorul?" Da. Și dacă poți aduce o lampă, am să-l chiar acum pe perete, la grădinița de copii." Ursula își țugâie buzele drăgălaș și îl privi cu coada ochiului. Acum trebuie să o ajut pe mama. Dacă vrei, mergem peste o jumătate de oră, da?" Ajuns în odaia lui, Vincent se rezemă cu coatele de scrin și se privi în oglindă. Rare ori își puse întrebarea cum arată. Acasă la el în Olanda, niciodată nu i se păruseră importante asemenea lucruri. Acum însă își dădu seama că, spre deosebire de înfățișarea englezilor, avea o față puternică și un cap masiv. Ochii erau înfundați în orbitele care păreau două crăpături într-o stâncă. Nasul proeminent cu nările răsfrânte în lături era drept, tăios, ca o muchie de cuțit. Fruntea înaltă, boltită, era tot atât de mare cât și distanța dintre sprâncenele stufoase și gura senzuală. Maxilarele erau late și puternice, iar gâtul scurt și gros dispărea aproape sub bărbie atât de masivă încât părea o chipare a tăriei caracterului olandez. Se ridică de la oglindă și se așeză gânditor pe marginea patului. Crescuse într-o casă de oameni austeri, nu iubise până acum nicio fată. Nici nu se uitase în chip deosebit la vreuna și nici nu îndrăznise să se lase vreodată furat de jocurile acelea glumețe între băieți și fete. În dragostea lui pentru Ursula nu-și aveau loc nici patima, nici dorința. Era tânăr, plin de vise și iubea pentru întâia oară. Se uită la ceas. Abia trecuseră cinci minute, încă 25 de minute de așteptare. Un răstim puriaș. Desfăcut plicul pe care îl primise de la maică sa și scoase bilețelul trimis de fratele lui Theo, Se apucă să-i recitească. Teo era cu patru ani mai mic decât Vincent și urma să ia locul la sucursala Gupil din Haga. Vincent și Teo se legase răstrâns unul de altul în anii copilăriei, tot așa cum tatăl lor, Teodorus, se împăcase cel mai bine dintre toți frații cu unchiul lor Vincent. Luă o carte, aștenu pe ea o foaie de hârtie și început să-i scrie lui Teo. Scoase din raftul de sus al scrinului niște schițe făcute în grabă pe malul Damisei și le introduse într-un plic pentru Teo, împreună cu o reproducere fotografică a tabloului Fecioara cu spada de jachet. Gustave Jacquet, Gustav Jacquet 1846-1909, pictor de gen și portretist francez, influențat de pictura olandeză din viacul al XVII-lea. Pe cinstea mea, se pomeni strigând, am uitat cu totul de Ursula. Se uită la ceas, Întârzease un sfert de oră. Apucă grăbit un pieptene, încerca să-și descălcească claia de păr roșu inelat, luă tabloul lui Cezar de Coc de pe masă și dintr-o smucitură deschise ușa. Credeam că m-ai uitat, îl întâmpină Ursula când intră în salon. Lipea niște jucării de hârtie pentru puișorii ei de la grădiniță. Mi-a adus tabloul? Pot să-l văd? Aș prefera să-l privești după ce l agăți pe perete. Lampa e pregătită? O pregătește mama. Când se întoase din bucătărie, Ursula întinse un șal albastru ca să-și înfășoare umerii. La atingerea mătăsii se simți străbătut de un fior. În grădină plutea mireasma florilor de măr. Poteca era cufundată în întuneric, iar degetele Ursulei i, -i atinseră ușor din mers mâneca hainei aspre și negre. La un moment dat se împiedică și îl strânse de braț râzând și făcând un haz nespus de propria stângăcie. Vinsă nu înțelegea de ce îi se pare atât de caragios că se împiedicase, dar îi plăcea să urmărească lung cu privirea, să-i vadă trupul mlădios care se pierdea odată cu râsul în întunericul de pe potecă. Îi deschise ușa de la intrarea în grădinița de copii și Ursula, trecând pe lângă el atât de aproape încât fața ei gingaș modelată, mai mai că îi atingea obrazul, îl privi adânc în ochi, părând a răspunde întrebării pe care nu i-o pusese încă. Așeză lampa pe masă. Unde vrea să-l agăți? Poate deasupra catedrei. Ce zici? În încăperea care fusese pe vremuri un pavilion de vară se aflau vreo 15 scaune și pupitre joase. Într-un colț, pe un mic postament, era catedra Ursulei. Stăteau acum unul lângă altul căutând locul potrivit unde să atârne tabloul. Vincent era ușor tulburat și, de câte ori încerca să fixeze o pioneză în perete, o scăpa pe jos. Ursula râdea încet cu un aer familiar. Lasă-mă pe mine, neîndemânaticule!" Își ridică brațele deasupra capului și, potrivit tabloul în perete, cu multă ușurință, cam brându trupul până la ultima fibră de moșchi. Avea mișcări iuți și grațioase. Vincent simțind demnul să o ia în brațe acum, în lumina palidă a lămpii, și să înlăture astfel cu îmbrățișare chinuitoarele lui îndoieli. Dar Ursula nu-i oferi prilejul așteptat, cu toate că în semi încăperii o simțise nu odată lângă el, aproape atingându-l întreagăt. Ridică lampa și o apropie de dedicație. Ursula o citi și de bucurie bătu din palme, legănându-se pe călcâie. Nu stătea o clipă locului și Vincent aștepta zadarnic să se afle măcar odată dată față față cu ea. Asta înseamnă că e și prietenul meu, nu-i așa? De mult doream să cunosc un artist. Vincent încercă să spună ceva drăguț, ceva menit să deschidă drum mărturisirii pe care și-o pregătea în gând. În semi-întunericul încăperii, Ursula și întoarse fața spre el. Licărirea lămpii i-a prindea luminițe în ochi. Când Vincent îi văzu ovalul feței conturându-se prin întuneric și buzele roșii umede care se desenau pe albul mat al pielii, simți că înăuntru lui se tulbură ceva. Se așternu o tăcere plină de înțelesuri. O simțea parcă plecându-se spre el, așteptându-l să-i murmure cuvintele de dragoste de care nu mai era nevoie. Își umezi de câteva ori buzele. Ursula întoarse capul, îl privind în ochi peste umărul ușor ridicat și se năpustia afară. Îngrozit la gândul că scapă prilejul, se luă după ea. Fata se opri o clipă sub măr. Ursula, te rog! se întoarse și se uită la el ușor înfiorată. Sus, stelele clipeau stins, rece, neputând birui beznele nopții. Vincent nu luase lampa și până la ei nu răzbătea decât o lumină palidă prin freasta de la bucătărie. Îi stăluia în nări mireasma părului fetei. Ursula își strânse șalul în jurul umerilor și rămase cu brațele încrucișate. Ți-e frig?" Întrebă el. Da, ar fi mai bine să intrăm. Ba nu, te rog. Te rog. Știi, eu îi tăie calea. Ursula își lăsă bărbia în șalul cald și ridică înspre el niște ochi mari, mirați. Vai, Monseu Vango, nu știu ce vrei să spui. Aș fi vrut doar să stau de vorbă cu dumneata. Vezi? Eu, adică, te rog, nu acum, mi-e frig. M-am gândit că tot trebuie să-ți spun. Azi am fost avansat. Am fost trecut în față, la litografii. Mi se mărește leafa. E a doua oară în acest an. Ursula se dădu puțin înapoi, își desfăcu șalul și rămase așa, în întuneric, dreaptă, plină de hotărâre, simțind dintr-o că este cal și fără șală. Vrei să fi mai clar, Monsieur Van Gogh. Nu înțeleg ce vrei să spui. Vincent simțiră răceala din glasul ei și îi păru rău că fusese atât de stângaci. Dar emoția îl părăsise dintr-o dată și început să se simtă stăpân pe sine. Încercă în gând mai multe tonuri și îl alesese pe cel care îi păru mai potrivit. Încerc să spun un lucru pe care îl știi de mult, Ursula. Că te iubesc din tot sufletul și că n-am să fiu fericit decât dacă vei primi să-mi fi soție. Băgă de seamă că de mult totul tulburase neașteptata lui stăpânire de sine și se întrebă dacă n-ar fi nimerit să o îmbrățișeze. Soția dumitale! O, oh, monseu Vango, asta e cu neputință! Vincent o privi ținte pe subarcadele arcadele boltite și cu toată bezna, Ursula a putut să-i vadă ochii. Îmi pare rău, dar Acum eu sunt cel care nu. Cum se poate să nu știm, Monseu Vango? Eu sunt logodită de peste un an. Rămase nemișcat o vreme. N-ar fi putut spune cât, fără să scoată o vorbă, fără să gândească or să simtă ceva. Apoi, cu un glas surd, izbuti să întrebe. Cu cine? Cum? Nu l-ai văzut niciodată pe logodnicul meu? Doar a ocupat înainte de venirea dumitale Aceeași odaie în care locuiești dumneata acum. Mi-închipuiam că știi. De unde să știu? Ursula stătea în vârful picioarelor cu privirea țintită spre fereastra bucătăriei. Dar, am crezut că poate, poate ți-a spus cineva. De ce mi-ai ascuns timp de un an de zile acest lucru când vedeai prea bine că mă îndrăgostesc de dumneata? Dar, bine, ce vină am eu că te-ai îndrăgostit? Am vrut să fim doar prieteni. A venit vreodată să te vadă de când sunt eu aici? Nu, el locuiește în țara galilor, dar la vară va veni aici să-și petreacă vacanța cu mine. Cum, va să zic că nu l-ai văzut de peste un an? Atunci l-ai și uitat. Pe mine mă iubește acum. Lăsând la o parte și rațiunea și bunul simț, o cuprinse în brațe și o sărută brutal pe gură, în ciuda împotrivirii ei disperate. Îi gustă umezeala buzilor, dulceața gurii, mireasma părului și întreaga lui ființă fremăta de dragoste. Nu o iubești, Ursula. Nu te las. Ai să fii soția mea. Nu pot îndura să te pierd. N-am să mă las până n-ai să luiți și n-ai să te măriți cu mine. Să mă mări cu dumneata. Cum adică? Trebuie să mă mărit cu oricine se îndrăgostește de mine. Dăm drumul, îți spun, altfel țip. Se smulse din brațele lui și cu răsuflarea tăiată o luă la fugă pe cărarea cufundată în întuneric. Când ajunse la scară, se întoarse și cu un glas căzut, dar răspicat, care lui vin îi răsună în urechi ca un strigăt, îi spuse, Nebun cu păr roșu! Bucuria vieții Capitolul 4 Să dăm totului tării, ce zici? A doua zi dimineață nu-l mai trezi nimeni, strădând jos din pat plictisit. Se bărbieri în silă, trăgând o singură dată cu briciul de jur împrejurul feței. În mai multe locuri, barba i rămase neatinsă. Ursula nu se arătă la micul dejun. Și Vincent o porni curând în oraș către gupil. În drum văzu aceiași oameni pe care îi întâlnea de obicei, dar acum îi se părură schimbați. Niște biete ființe stingere care se grăbeau spre treburile lor zilnice, fără nicio noimă. Nu văzut nici liliacul în floare, nici castanii și raz de-a lungul drumului. Soarele strălucea mai luminos decât în ajun, dar el nu vedea nimic. În ziua aceea a vândut 20 de exemplare de artist în culori după ingres, reprezentând pe Venus Anadiomene. Firma Gupil realiza câștiguri mari de pe urma acestor tablouri, dar pe vin să nu îl mai interesa să sporească sau nu în casările magazinului. Avea din ce în ce mai puțină răbdare cu clienții. Știa de mult că nu era în stare să deosebească arda adevărată de lucrările lipsite de valoare. Acum însă îi părea un zestrați cu un adevărat dar diabolic de a alege tot ce era mai artificial, mai lipsit de gust, mai țipător. Colegii nu îl socotiseră niciodată un om prea vesel, deși el își dăduse o steneală să se facă simpatic și plăcut celor din jur. De ce o fi atât de prost dispus vlăstarul ilustrei familii Vango? întrebă unul dintre funcționari pe un coleg. Pare să se fi sculat ascuns sus-un jos. La drept vorbind, are și de ce, când te gândești ce soartă tristă îl așteaptă. Unchiul lui, Vincent Van Gogh, nu e decât proprietarul galeriilor gupil din Paris, Berlin, Bruxelles, Haga și Amsterdam. Bătrânul e bolnav și nu are copii, așa că, după cât se spune, greul moștenirii va cădea pe capul lui Vincent al nostru, săracu. Ăsta zic și eu, Ghinion. Și stai că asta nu e tot. Unchiul lui, Hendrik Van Gogh, este proprietarul unor mari galerii de artă din Bruxelles și Amsterdam. Iar un alt unghi, Cornelius Van Gogh, este patronul unei alte firme mari din Olanda. După cum vezi, acești Van Gogh sunt cei mai mari negustori de tablouri din toată Europa. Să nu te miri dacă într-o bună zi roșcovanul ăsta de alături o să ajungă să stăpânească arta de pe continent. Seara, când Vincent intră în sufrageria familiei Loyer, o găsi pe Ursula vorbind în șoaptă cu maică sa. Intrarea lui curmă discuția și vorba rămase în aer neterminată. Ursula fugi în bucătărie. Bună seara, spuse doamna loier cu o licărire ciudată în ochi. Vincent mâncă de unul singur la masa mare. Lovitura Ursulei îl buimăcise, dar nu se dădea învins. Nici prin gând nu-i trecea să socotească răspunsul ei ca definitiv. Era sigur că până la urmă va izbuti să-l izgonească pe celălalt din inima ursulei. Se scurse aproape o săptămână până când găsi momentul prielnic să-i vorbească din nou. Mâncase și dormise foarte puțin în tot acest timp, iar calmul îl cam părăsise. Devenise nervos. În secția lui vânzarea scăzuse simțitor. Verdele luminos al ochilor îi pălise și se prefăcuse într-un albastru melancolic. Când vorbea, își găsea din ce în ce mai greu cuvintele. Duminică la prânz, după o masă îmbelșugată, o urmă în grădină. — Mademoiselle Ursula, îmi pare rău că te-am speriat în seara aceea. Îl privi rece, cu ochii ei mari, parcă mirată că l-au de vorbindu-i iarăși. — Nu face nimic, n-are nicio importanță. — Să dăm totul lui tării, ce zici? cât aș vrea să pot uita că m-am purtat urât. Dar ce ți-am spus atunci rămâne adevărat. Făcu un pas spre ea. Ursula se dădu înapoi. La ce bun să mai vorbim despre asta? Întrebă ea. Am și uitat cele întâmplate. Îi întoarse spatele și porni pe cărare. Vincent o urmă grăbit. Totuși, Trebuie să vorbim despre asta, Ursula. Dumneata nu știi cât te iubesc. Nu poți să ți închipui cât de nenorocită am fost toată săptămâna. De ce te ferești mereu din drumul meu? Aș vrea să intrăm. Cred că mama are nevoie de mine. Așteptăm o safir. Nu pot să cred că l-iubești pe celălalt. Nu e adevărat. Ți-aș fi citit o în ochi. Îmi pare rău, dar nu mai pot să rămân. Când spuneai că pleci în concediu? Vincent înghiți în sec. În iulie. Tocmai bine. În iulie vine și logonicul meu să-și petreacă vacanța cu mine. Așa că o să avem nevoie de vechea lui cameră. N-am să-i te las niciodată, Ursula. Te rog să încetezi cu prostiile astea. De altfel, mama spune că ai face bine să cauți altă gazdă. În cele două luni care urmară, încercă zadarnic să o facă să-și schimbe gândul. Ieșirea din nou la iveală toate vechile lui ciudățenii. Dacă nu putea fi cu Ursula, prefera să rămână singur, pentru ca nimeni să nu-i tulbure gândurile îndreptate numai spre ea. Devenise ursus pentru colegi. Întregul univers urzător pe care îl trezise la viață dragostea pentru Ursula, apusese. Iar Vincent devenise iarăși băiatul ciudat și morocănos pe care îl știau cei de acasă. Veni și Iulie cu vacanța. Vincent n-ar fi vrut să părăsească Londra în timpul celor două săptămâni de concediu. Era încredințat că dacă el rămâne acolo, Ursula nu va putea iubi pe nimeni altcineva. Coborând în salon, unde le găsi pe Ursula și pe mama ei. Când dură cu ochii de el, cele două femei schimbară o privire plină de înțeles. Iau cu mine numai o valiză, Madame Loer. Las totul în cameră așa cum se află. Iată chiria pentru cele două săptămâni cât voi lipsi. Ar fi mai bine să vă luați toate lucrurile, Monsieur Van Gogh, răspunse doamna Loer. Nu înțeleg. De ce? Începând de luni dimineață, camera va fi ocupată de altcineva. Suntem de părere că e mai bine să vă mutați de la noi. Suntem? se întoarse spre Ursula și o privi pe sub arcul zbărlit al sprâncenelor. Privirea lui nu exprima vreo dorință, ci punea numai o întrebare. Da, suntem. Logonicul fiicei mele a scris că vrea să vă știe mutat de la noi. Cred, Monsieur Van Gogh, că ar fi fost mai bine dacă n-ați fi călcat niciodată pragul casei noastre. Bucuria vieții, capitolul 5 Familia Vango Teodorus Vango ieși cu trăsura în întâmpinarea fiului său în gara Breda. Purta haine preoțești dintr-o stofă groasă de culoare neagră, veste cu revere late, cămașă albă scrobită și uriașă la valieră care acoperea aproape în întregime gulerul înalt. Dintr-o privire, Vincent prinse cele două semne deosebite ale vizionomiei tatălui său apa dreaptă lăsată mai jos decât cea stângă, ascunzând aproape în întregime ochiul și gura, strânsă și subțire ca o linie în jumătatea ei stângă, plină și senzuală în partea dreaptă. Ochii aveau o expresie liniștită care părea să spună, ăsta sunt. Locuitorii din Tsundert mai cunoșteau și alt obicei al preotorilor. Nu ieșea niciodată fără cilindru pe cap. Până în ultima zi a vieții n-a putut înțelege de ce nu i-a surâs norocul. Era convins că de multe vreme ar fi meritat să fie chemat să predice de la un anvol mai de seamă, la Amsterdam sau la Haga. Avea o educație aleasă, o fire iubitoare, calități sufletești deosebite și era neobosit în serviciul Domnului. și spuneau bunul nostru pastor și totuși trăia uitat de 25 de ani în stătucul Țândărt. Era singurul dintre cei șase frați vango care nu ajunsese să fie cunoscut în toată țara. Casa de lemn a parohului din Țândărt, în care venise pe lume Vincent, se înălța în piață și avea în spate o grădină cu salcămi, tăiată de câteva potești, ce-și despărțiau straturile de flori întreținute cu grijă. Biserica, o clădire mică de lemn, se găsea chiar în fundul grădinii ascunsă printre pomi. Zidurile laterale aveau câte două ferestruci gotice, din sticlă obișnuită, iar înăuntru, pe podeaua de lemn, se înșirau vreo 12 bănci tari și câteva tipsii pentru jar, prinse în pardoseală ca să se încălzească în uriașii. În fund, o scară suia până la orga veche. Era un lăcaș din închinăciune simplu și auster, pătruns de spiritul lui Calvin și al reformei lui. Ana, Cornelia, mama lui Vincent, care l-aștepta să nerăbdătoare la fereastra din față, îl întâmpină în prag înainte ca trăsura să se fie oprit. Din primele clipe, în timp ce îl strângea drăgăstos la piept, inima ei de mamă simți că băiatul avea ceva pe suflet. Fiul meu drag, Vincent al meu, ochii ei mari, când albaștri, când verzi, pătrundeau tainele sufletului omenesc, cercetând cu delicatețe și judecând cu îngăduință. Din dreptul fiecărei nării cobora spre colțurile gurii câte o cută subțire și pe măsură ce treceau ani, liniile acestea adâncindu se păreau să dea fețe o expresie de zâmbet. Ana Cornelia Carbentus era din Haga, unde tatăl ei se mândrea cu titlul, înscris și pe firmă, de legător de cărți al regelui. Comerțul lui William Carbentus era înfloritor. Mai cu seamă de când fusese ales să lege în scoarții de piele prima Constituție a Olandei. Ajunsese vestit de-a lungul și de-a latul țării. Ficele lui, dintre care una se măritase cu unchiul Vincent Van Gogh, iar cea de-a treia era căsătorită cu binecunoscutul reverend Stryker din Amsterdam, erau, cum se spune, bine crescute. Ana Cornelia era o femeie blândă, nu vedea și nici nu bănuia că ar putea exista și rău în lume. Știa doar că există slăbiciuni, ispite, necazuri și suferințe. Și Teodorus Van Gogh era un om bun, dar se deprinsese să se deosebească răul sub orice chip s-ar fi ascuns și îl înfiera ori de câte ori ieșea în cale. Sufrageria era inima casei Van Gogh și seara, după ce se strângea masa, ea devenea centrul vieții familiale. Aici își petreceau serile cei din casă, adunați cu toții la lumina prietenoasă a lămpii cu gaz. Ana Cornelia era neliniștită în privința lui Vincent, care slăbise și devenise nervos și nestăpânit. ce e cu tine, Vincent?" îl întrebă ea chiar în prima seară după cină. Nu-mi place cum arăți." Vincent își roti privirile în jurul mesei către cele trei fetișcane. Ana Elizabeth și Willemien, care îi păreau niște străine, dar care întâmplător erau surorile lui. Nimic. N-am nimic. Îți place la Londra? Întrebă Teodorus. Dacă nu, am să vorbesc cu unchiul Vincent. Cred că va putea să te mute la una din sucursalele de la Paris. Vincent se împotrivit tulburat. Nu, 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 nu trebuie. Nu vreau să plec din Londra. Eu... Apoi se mai domoli și adăugă. Când unchiul Vincent o să vrea să mă mute, o să o facă și singur. Cum vrei? Răspunse Teodoros. Tot fata aceea e pricina, își spuse Ana Cornelia. Acum înțeleg de ce scrisorile lui erau atât de ciudate. Pe câmpia de lângă Tsundert se ivea din loc în loc câte un petic de pădure de pini și aici colo pâlcuri de stejari. Vincent își petrecea vremea cu trei rând de unul singur câmpia, cufundându-și privirea în adâncul iazurilor fără număr presărate pe întinsul ei. O singură îndelenicire la trăgea. Desenul. Făcu mai multe de schițe ale grădinii, ale târgului de sâmbătă după amiaza, văzut de la fereastra casei, ale intrării principale din casa parohială. În felul acesta îi să mai uite de Ursula. Teodoro spusese întotdeauna mâhnit că băiatul său cel mare nu călca pe urmele lui. Într-o seară, pe când se înapoiau împreună de la un țăran bolnav, tatăl și fiul coborâre din trăsură și merse o de drum pe jos, peste câmp. Pe după pini, soarele apunea roșu. Cerul, aprins de vulvătaia sfințitului, însângerase apele iazurilor iar culorile câmpului se îmbinau fericit cu nisipul galben. Tata a fost preot, Vincent. Și eu am nădăjduit întotdeauna că și tu vei alege aceeași cale. Nu, pricep. Ce te face să crezi că aș vrea să-mi schimb îndelenicirea? E, spuneam doar așa. Dacă te-ai fi gândit cumva să... Unchiul Ian... Te-ar găzdui bucuros câte vreme a urma universitatea la Amsterdam. Și reverendul Striker s-a arătat gata să se ocupe de pregătirea ta. Mă sfătuiești, deci, să părăsesc galeriile Gupil? Nu, sigur că nu. Dar dacă nu ești mulțumit cumva acolo... Știi, uneori oamenii își mai schimbă. Știu, dar eu n-am de gând să plec de la Gupil. Când sosi în fine și ziua reîntoarcerii la Londra, părinții îl petrecură cu trăsura până la Breda. Îți scriem tot la aceeași adresă?" întrebă Ana Cornelia. Nu." Mă mut." Îmi pare bine că pleci de la familia Loier, spuse taică -su. Din capul locului nu mi-au plăcut. Au prea multe taine." Vincent se întunecă. Mama își puse mâna ei caldă peste a lui și îi șopti cu blândețe, așa ca Teodorul să nu audă. Nu trebuie să fii mâhnit, dragul meu. Mai târziu, după ce ai să-ți un rost, ai să te simți mult mai bine lângă o olandeză cu minte. Nu era pentru tine ursul aia. Nu s-ar fi potrivit cu tine. Vin să rămase uimit. Maica să-i pătrunse toate tainele. Bucuria vieții, capitolul 6. Nu ești decât un țărănoi necioplit. Întors la Londra, închiria o cameră mobilată în Kensington New Road. Proprietăreața era o bătrână care se culca odată cu găinile. Nici cel mai slab zgomot nu tulbura liniștea casei. În fiecare seară în sufletul lui Vincent se dădea o luptă crâncenă. O dorință puternică arzătoare îl îndemna să pornească pe dată în goană spre casa familiei Loier. Atunci se încuia în cameră și jura că se culcă. Dar după vreun sfert de oră, fără să știe cum, se trezea în stradă grăbind spre Ursula. Când ajungea în preajma casei, se simțea deodată pătruns, tulburat de farmecul ei. Era un chin să o simte atât de aproape și totuși atât de departe dar îi părea un chin și mai mare să stea în Ivy Cottage și să nu se poată apropia măcar în umbră de ființa dragă care stăpânea gândurile. Suferința avea un răurire ciudată supra lui. Îl făcea simțitor la durerile altora. Nu mai putea să sufere nimic din succesul ieftin și strident al celor din jur. La gupil nu mai era bun de treabă. Când clienții cereau părere asupra vreunei gravuri, el le spunea în cuvinte brutale cât de oribil o socotea iar ei, bineînțelesele, se lăsau păgubași. Singurele tablouri în care îi zbutea să găsească adevăr și adâncime de simțire erau cele în care artiștii dăduseră glas suferinței. Prin octombrie, o matroană corpolentă cu un piept uriaș strâns într-un pardesiu negru ca de doliu, gătită cu un guler în de dantele și cu o pălărie boltită de catifea cu pan albastră, intră și ceru să-i se arate câteva tablouri pentru noua ei locuință din oraș. Nimeri în secția lui Vincent. Aș vrea să-mi prezentați tot ce aveți mai bun. Nu mă uit la preț. Iată dimensiunile. Salonul are doi pereți întregi de câte 50 de picioare, un alt perete cu două ferestre și cu un spațiu între ele. Vincent pierdu aproape toată după amiaza încercând să-i vândă câteva gravuri după Rembrandt, o reproducere foarte bună a unui peisaj acvatic venețian de Turner, litografii după Thys Maris și copii după Corot și Daubini. Dar femeia aceea, dotată cu un instinct sigur în alegerea celor mai proaste realizări picturale, le descoperea fără greș în fiecare grup de tablouri pe care le arăta Vincent. Tot la fel de sigură era și facultatea ei de a respinge, de la prima vedere și cu toată hotărârea, tot ceea ce vânzătorul îi prezenta drept artă adevărată. Astfel încât, pe măsură ce treceau orele, matroana buhăită și cu prețiozități neroade devenea pentru el un simbol desăvârșit al lumii negustorești și al stupidității mic-burgheze. Așa, exclamă ea mulțumită de sine, cred că am făcut o alegere bună. Dacă ați fi întins mâna la întâmplare cu ochii închiși, n-ați fi nimerit mai rău, spuse Vincent. Femeia se ridică greoi, smucindu-și într-o parte fusta largă de catifea. Vincent urmări cum sângele împins de undeva din pieptul dolofan, i se urca pe sub gulerul de dantel în sus, spre gât. Hah! exclamă ea. Nu ești decât un... un... un țărănoi necioplit!" și ieși ca o furtună, bălăbănindu-și încoace și încolo pana înfiptă în pălăria de catifia. Domnul Obach era furios. Ce te-a apucat, dragă Vincent? Ai jignit grav o clientă și ai stricat cea mai bună vânzare a săptămânii. Domnule Obach, aș ruga să-mi răspundeți la o întrebare. Ce întrebare? Întrebări aș avea eu să spun câteva. Vincent împinse la o parte gravurile alese de femeia care plecase și își rezemă mâinile de marginea mesei. V-aș ruga să-mi spuneți, domnule Obach, ce justificare poate avea un om care își irosește singura viață vânzând tablouri proaste unor imbecili? Obach nici nu se osteni să răspundă. Dacă se mai întâmplă așa ceva, voi fi obligat să-i scriu unchiului dumitale și să-l rog să te mute în altă parte. N-am să pot privi nepăsător cum mă duci la ruină. Vincent făcu un gest ca pentru a înlătura răsuflarea gâfâită a lui Obach. Oare cum se pot realiza, domnule Obach, câștiguri atât de mari de pe urma unor asemenea porcării? Și de ce singurii cărora le dăm mâna să intre aici sunt tocmai cei care n-au ochi pentru arta adevărată? Oare banii le-au uscat sufletul? Cum se face că oamenii sărmani, care pot prețui cu adevărat o operă de valoare, n-au cu ce să-și cumpere nici măcar o gravură ca să-și împodobească pereții? Obah se uită la el chioruș. Asta ce mai e? Socialism? Întors acasă, Vincent luă de pe masă volumul lui Renan și îl răspoi oprindu-se la o pagină unde făcuse un semn. Dacă vrei să fii de vreun folos pe lumea asta, citi el, trebuie să te jerfești pe tine însuți. Omul nu trăiește pe pământ numai pentru fericire sau pentru cinste. El trăiește pentru a dărui lucruri de seamă omenirii, pentru a-și desăvârși noblețea sufletească și a se înălța deasupra josniciei în care cei mai mulți dintre oameni își târăsc viața. În preajma Crăciunului, familia Loer așezase un brat frumos împodobit chiar în dreptul ferestrei dinspre stradă. Într-o seară, trecând pe acolo, Vincent văzut toată casa iluminată și niște vecini care intrau pe ușa din față. Larma voioasă de glasuri se auzea până în stradă. Familia Loier sărbătorea Crăciunul. Vincent alergă acasă, se bărbierii în grabă, îmbrăcă o cămașă curată, își puse o cravată și se întoarse cât putut de repede în clapam. Se opri câteva minute pe trepte să-și tragă sufletul. Era noaptea de Crăciun. Nair o undă de blândețe și de împăcare. Urcă scările și trase ciocănelul de la ușă. Auzi niște pași bine cunoscuți apropiindu-se prin hol și voce atât de dragă care răspundea ceva celor din salon. Ușa se deschise și lumina lămpii lizbi în față. O privi pe ursula. Purta o rochie verde, fără mâneci, cu fund de mari și valuri de dantelă. Era mai frumoasă ca oricând. Ursula murmură el. Dar expresia chipului ei părea să repete tot ce-i spusese cândva în grădină. Privind-o, îi răsunau parcă din nou în urei cuvintele de atunci. Pleacă! Șuieră ea și îi trânti ușa în nas. A doua zi de dimineață luă vaporul spre Olanda. Crăciunul era perioada cea mai aglomerată pentru galeriile Gupil. domnul Obach îi scrise unchiului Vincent Van Gogh, aducându-i la cunoștință că nepotul său Vincent își luase un concediu fără să-i ceară măcar în cuvințarea. Unchiul Vincent hotărâ să-l numească pe nepotul său la galeria principală din Rue Chaptal, la Paris. Vincent răspunse însă foarte liniștit că a terminat cu negostoria de artă. Unchiul, uimit de această portare, se socoti jignit din calea afară și declară că de acum înainte el se spală pe mâini în privința lui Vincent. După sărbători se răzgândi însă și-i făcu rost nepotului de un post de slujbaș în librăria Blues și Bram din Dordrecht. Aceasta a fost de altfel cea din urmă oară când cei doi Vincent în Van Gogh au mai avut de-a face unul cu celălalt. Rămase la Dordrecht aproape patru luni, timp în care n-a fost nici copleșit de bucurii, dar nici de norocit. Nu i-a mers nici bine, nici rău. De fapt, parcă nici nu era acolo. Într-o sâmbătă seara, luă ultimul tren de la Dordrecht la Wodenbosch și de acolo făcut drumul pe jos până acasă la Zundert. În răcoarea miresmată pătrunzătoarea nopții, câmpia era tulburătoare. Deși era întuneric, deslușea bine pădurile de pin și landa care se întindeau până departe. Totul îi amintea de gravura lui Bodmer, care atârna în biroul tatălui său. Cerul era acoperit, dar printre nori răzbătea strălucirea stelelor încă nu se răzorile când ajunse la cimitirul din Țundărt. În depărtare, din lanurile întunecate de greu tânăr, se înălța cântecul ciocărliilor. Bătrânii înțelegeau că fiul lor trecea printr-o perioadă grea. În vara aceea, familia se mută la Eten, un târgușor la numai câțiva kilometri departare, unde Teodorus fusese numit pastor. În Eten se afla un parc mare, străjuit de ulmi un tren cu abur legat târgușorul de orașul Breda. Pentru Teodorus, mutarea aceasta însemna totuși un mic pas înainte. Doamna sosi mai devreme ca de obicei și Vincent se văzut nevoit să ia o hotărâre. Ursula nu se măritase încă. Prăvăliile astea nu sunt pentru tine, Vincent, îi spuse tatălui. Tu nu vezi că inima te îndeamnă spre slujirea lui Dumnezeu? Știu, tată. Atunci de ce nu te duci la Amsterdam să înveți? M-aș duce, dar tot mai stări îndoială în sufletul tău? Da, nu pot să-ți explic acum. Mai lasă-mă puțin. În trecere prin Eten, unchiul Ian îi spusese. Oricând te așteaptă o cameră în casa mea la Amsterdam Vincent. Reverendul Striker a scris că îți va găsi preparatori buni, adăugase mama. În urma suferinței pricinuite de Ursula, se simțea legat de soarta tuturor dezmoșteniților din lume. Știa că la Universitatea din Amsterdam putea să capete o pregătire temeinică. Familiile Van Gogh și Stryker erau gata să-l primească în mijlocul lor cu bunăvoință, să-l încurajeze, să-l ajute cu bani și cărți. Îi venea însă greu să se desprindă pentru totdeauna de amintirea Ursulei. Fata se găsea încă în Anglia, nemăritată. Rămânând departe de ea, în Olanda, Simțea că o pierde de tot. Făcuros rost de câteva ziare englezești, răspunse la câteva oferte de serviciu și în cele din urmă găsi un post de profesor la Ramsgate, un port la mare, la patru ore și jumătate, cu trenul de Londra. Bucuria vieții, capitolul 7 Ramsgate și Isleworth Școala domnului Stokes se afla într-o piață în mijlocul căreia se întindea o peluză mare, împrejmuită cu un grilaj de fier. Școala avea 24 de elevi, băieți între 10 și 14 ani. Vincent urma să predea franceza, germana și olandeza, să-i supravegheze pe băieți după orele de curs și să-i ducă în fiecare sâmbătă seara la baia săptămânală. În schimb, primea casă și masă, dar nu și salariu. Ramsgate era un orășel apăsător, care se potrivea cu starea lui sufletească fără să-și dea seama, începuse să-și îndrăgească suferința ca pe un prieten apropiat. Mulțumite ei, o păstra mereu pe Ursula lângă inimă. De altfel, ce însemnătate mai avea pentru el locul unde se afla, de vreme ce tot nu putea fi împreună cu aceea pe care o iubea. Tot ce cerea era ca nimeni să nu se așeze între el și Ursula, stăpâna gândurilor și simțurilor lui. Nu pot să-mi dai o leafă cât de mică, domnule Stokes, întrebă Vincent să-mi ajungă măcar pentru haine și tutun. Nu, nici să nu te gândești. Pot să găsesc profesor destui numai pentru casă și masă. În prima sâmbătă, după sosirea lui Ramsgate, Vincent porni dis de dimineață spre Londra. Drumul era lung și afară dogorea, iar zăpușa la ținut până la căderea nopții. Ajuns în fine la Canterbury și se opri să se odihnească la umbra bătrânilor copaci care străjuiesc catedrala medievală. După un scurt popas, porni mai departe. Se opri din nou lângă un mic heleșteu și trase un pui de somn sub un pâlc de faci și ulmi până la patru dimineața. La ivirea zorilor, fu deșteptat de ciripitul păsărelelor. Abia după amiază ajunse la cetem, unde, în depărtare, dincolo de pajiștile pe jumătate inundate, zări vaporajele de pe Tamisa. Spre seară, Intră în periferiile binecunoscute ale Londrei și, în ciuda oboselii, se îndreptă cu pas vioi spre casa lawyer. Gândul care îl mânase înapoi în Anglia, dorința de a o revedea pe Ursula, îl năpădi, copleșindu-l aproape, de îndată ce ajunse în preajma casei. Acum, când se afla în Anglia, îi se părea că Ursula este încă lui. O simțea aproape. Inima îi se zbătea cu putere în piept și nu reușea cu niciun chip să o domolească. Se rezemă de un pom mistuit de o durere atât de mare încât nu o putea cuprinde în gând sau în vorbe. Într-un târziu, văzut stingându-se lampa din salon, apoi și pe cea din camera ursulei. Istovit, Vincent se deprinse cu greu și porni cu pași ovoielnici înapoi pe drumul spre Clapham. Când se depărta de casa ursulei, înțelese că a pierdut-o din nou. Acum? De câte ori visa la căsnicia lui Cursula, nu și-o mai închipuia ca pe soția unui competent specialist în artă, ci ca pe o credincioasă și modestă nevastă de predicator, trudind alături de el pentru ajutorarea săracilor din mahalalele oropsite. După ce străbătea pe jos drumul până la Londra, aproape la fiecare sfârșit de săptămână, îi venea greu să ajungă înapoi la timp pentru lecțiile de luni dimineața. Uneori umbla toată vinerea și sâmbăta, ziua și noaptea, numai ca să o zărească pe Ursula ieșind din casă duminică dimineața când se ducea la biserică. Pe drum, cum nu avea bani, nu putea nici mânca și nici să se adăpostească pe undeva, iar când iarna își arătă colții, începu să sufere și de frig. Într-o luni, ajunse la Ramsgate în zori, sfârșit de foame și de oboseală și tremurând de frig. Îi trebuie o săptămână întreagă ca să-și revină în fire. După câteva luni, găsi o slujbă mai bună la școala metodistă a domnului Jones din Isleworth. Domnul Jones era un pastor cu parohie foarte întinsă. Vincent se angajase ca profesor, dar în scurt timp, domnul Jones îl folosi ca vicar. Și din nou schimbă imaginile în care se închipuia alături de Ursula. De data asta nu mai era nevasta unui predicator care muncea în mahalalele oropsite, ci mai degrabă soția unui preot de țară ce și ajuta soțul în parohie, așa cum văzuse la părinții lui. Și o închipuia pe Ursula încuvințând, fericită, hotărârea lui de a părăsi viața comercială lipsită de orizont de la gopil pentru a se dărui bine lui omenirii. Nici nu voia să se gândească la faptul că ziua anunții Ursulei se apropia din ce în ce mai mult. Celălalt nu existase niciodată în mintea lui ca o realitate. Era încredințat că refuzul Ursulei se datora vreunui cusur al lui, pe care se socotea în stare să-l înlăture oricând. Și ce altă cale mai bună se putea găsi pentru aceasta decât slujirea lui Dumnezeu? Elevii săraci ai domnului Jones erau toți din Londra. Pastorul îl trimitea pe Vincent pe jos la părinții lor să strângă taxele tocmai în inima cartierului Whitechapel. Acolo străzile ducneau îngrozitor. Familii numeroase se îngrămădeau în camere reci și goale, iar foamea și boala se oglindeau în ochii tuturor. Unii dintre părinții elevilor făceau negustorie clandestină cu carnea vitelor bolnave. Vincent găsi familii întregi care dârdâiau de frig în zdrențe, hrănindu-se cu gunoaie, coș de pâine uscată și carne putredă. Îl apuca noapte, ascultând spovedanile lor jalnice despre necazuri și mizerie. Se bucurase la gândul că trebuia să se ducă la Londra pentru că, la întoarcere, avea prilejul să treacă pe lângă ușa ursului, dar ceea ce vedea în mahalalele din Whitechapel îi abătea de obicei gândurile și uita să mai treacă prin Clapham. Se întorcea la Isleworth cu mâna goală, fără să aducă măcar un singur gologan de aramă pentru Jones. Într-o joi seara, în timpul slujbei, pastorul se aplecă spre vicarul său, prefăcându-se obosit. Mă simt la capătul puterilor astăzi seară, Vincent," Dumneata însă ai scris de sigur câteva predici de când te afli pe aici, nu-i așa? Ce-ar fi să auzim mâna din ele? Aș vrea să văd dacă nu cumva ai putea fi un preot bun. Vincent se urcă tremurând în amvon. Se înroșise și nu știa ce să facă cu mâinile. Glasul îi suna răgușit și simțea că se înneacă. Se bulbăi de câteva ori căutând în memorie frazele frumos și lefuite pe care le așternuse atât de curgător pe hârtie dar în cuvintele întreteate și în gesturile stângace se simțea izbucnind întreaga căldură a sufletului. Ai făcut o treabă bună, Vincent. Am să te trimis săptămâna viitoare la Richmond, în locul meu. În zilele senine de toamnă, plimbarea de-a lungul tamisei de la Isleworth la Richmond era o adevărată plăcere. Cerul albastru și castanii uriași cu puzderea lor de frunze galbene se oglindeau în apă. Oamenii în Richmond îi scriseseră domnului Jones că predica tânărului olandez le-a plăcut. Așa că bătrânul pastor hotărâ să-i dea lui Vincent posibilitatea să-și încerce norocul mai departe. Parohia domnului Jones din Turham Green era însemnată cu înoriași mulți și dezlegați la minte. Dacă și acolo Vincent izbutea să țină o predică bună, atunci firește însemna că poate să predice de la orice amvon. Vincent alese ca text psalmul 119, Versetul 19 Sunt străin pe pământ, nu ascunde de mine poruncile tale. Le vorbi cu simplitate, dar plin de înflăcărare. Tinerețea, focul lăuntric, gesturile care trădau o forță ascunsă, capul masiv și ochii lui pătrunzători, totul a avut un efect puternic asupra credincioșilor. Mulți veniră să-i mulțumească pentru răsunetul pe care cuvintele lui l-au avut în sufletul lor. Tulburat, le strângea mâinile zâmbind ca prin ceață cum rămase singur, se strecură pe ușa din spatea bisericii și o luă spre Londra. Pe drum se iscă din senin o furtună. Abia atunci băgă de seamă că-și uitase pălăria și pardesiul. Tamisa venea miloasă, mai ales în lungul țărmului. La orizont se întrezărea o geană înguste de lumină, dar deasupra capului se rostogăleau nori grei, cenușii, din care ploaia cădea oblic în pânze dese. Muiat până la piele, alerga ca ieșit din minți. Așadar, în cele din urmă izbândise, se descoperise pe sine și această biruință voia să o pună la picioarele ursului să o împartă cu ea. Ploaia răpăia în praful alb de pe cărare și culca tufele de mărăcini. În depărtare apăru un oraș care-i amintea de o gravură de durer, un oraș cu turle, mori, acoperișuri de ardezie și case în stil gotic. Își crea nevoie drum spre Londra. Apa îi curgea și roaie pe față și îi pătrundea până în ghete. Ajunse la casa lui la o oră târzie din după amiază. Amurcul se lăsa cenușiu, păclos. De la oarecare depărtare auzi zvon de muzi și de viori și se întrebă ce s-o fi întâmplat acolo. Toată casa era iluminată. Câteva trăsuri așteptau afară în ploaie. Zări perechi dansând în salon și un birjar bătrân ședea ghimuit pe capră, adăpostindu-se de sub o umbrelă uriașă. Ce se petrece aici?" întrebă Vincent. E o nuntă, mi se pare." Se rezemă de trăsură. Din părul roșu îi se prelingeau și roaie pe obraji. După un timp, ușa din față se deschise și în cadrul ei apăru Ursula, la brațul unui bărbat înalt, subțire. Mulțimea din salon se năpustea afară în prag râzând, strigând, aruncând cu boabe de orez. Vincent se furișă în umbra trăsurii. Ursula și soțul ei se urcară, birjarul porni din bici și caii se urniră încet. Se repezi după trăsură și-și lipi fața de fereastra brăzdată de șuvoaie. Ursula era în brațele soțului ei, cu gura lipită de gura lui. Trăsura se îndepărtă. Vincent simți că i-a pleznit ceva în piept. Ceva pleznise și se mistuise cu totul. Vraja se destrămase. Niciodată nu și-ar fi închipuit că va fi atât de ușor. Se tărâ cu greu înapoi spre azelor, prin ploaia biciuitoare, își strânse lucrurile și părăsi Anglia pentru totdeauna. Bucuria vieții, cartea a întâi Bohinaj Capitolul 1 Amsterdam vice Johannes Van Gogh, ofițerul cel mai înalt în grad din Marina Olandeză, aștepta pe treptele reședinței sale, scutite de chirie, care se ridica impunătoare în spatele șantierului naval. În cinstea sosirii nepotului său, își îmbrăcați uniforma de gală. Pe fiecare umăr strălucea câte un nepolet de aur. Deasupra bărbiei masive, caracteristică pentru cei din neamul Van Gogh, se profila nasul puternic cu muchia ascuțită, care se întâlnea cu fruntea bombată. Sunt bucuros că ai venit să stai la mine, Vincent. Casa e foarte liniștită, mai ales acum, de când copiii mei s-au căsătorit și fiecare și-a luat zborul. Urcar un șir de trepte late și unchiul Ian deschise ușa unei camere. Vincent intră și lăsă jos sacul. O fereastră largă dădea spre șantier. Unchiul Ian se așeză pe marginea patului, străduindu-se să fie cât mai puțin ceremonios, bineînțeles, atât cât îi îngăduiau tresele sale de aur. M-a bucurat vestea că te-ai hotărât să devii preot. Printre cei ce îl slujesc pe Dumnezeu, s-a găsit totdeauna și câte un Van Gogh. Vincent scoase luleaua din buzunar și, fără grabă, se apucă să o umple cu tutun. Era un lucru pe care obișnuia să-l facă întotdeauna când simțea nevoia să reflecteze o clipă înainte de a da un răspuns. Știi, unchiule, eu aș vrea să mă fac predicator. M-aș apuca de lucru numai decât. Nu, no, Vincent, greșești. Tu nu trebuie să vrei asta. Predicatorii sunt niște oameni simpli, fără pregătire. Și Dumnezeu știe ce fel de învățătură șovăielnică propovăduiesc. Nu, no, băiete. Preoții din neamul Van Gogh au avut întotdeauna pregătire universitară. Dar să lăsăm asta deocamdată. Acum, firește, vrei și tu să-ți despachetezi lucrurile. Acum te las. Cina se servește la 8, să știi. Nici nu apucase să dispară din cadrul lușii spatele lat al viceamiralului, că pe vin se întâlși cuprinse ușoară melancolie. Se uită în jurul lui. Batul era lat și comod, iar biroul uriaș, scund și neted, tembia la lucru. Totuși nu se simțea în largul lui, de parcă s-ar fi aflat printre străini. Își luă șapca și porni grăbit de-a lungul digului. Pe drum, descoperi un librare vreu care oferea trecătorilor frumoase reproduceri înșirate pe capacul nei lăzi deschise. După multă căutare, Vincent alese 13 dintre ele, le făcu sul sub braț, și se întoarse acasă de-a lungul cheiului, respirând adânc mirosul puternic de gudron. Pe când a reproducerile pe pereți, cu grijă, ca să nu strice tapetul, auzi un ciocănit în ușă și reverendul Stricker intră în odaie. Stricker era și el unchiul lui Vincent, dar nu era un Van Gogh. Soția lui și cu mama lui Vincent erau surori. Bine cunoscut în Amsterdam, Toată lumea îl socotea un preot destoinic. Hainele lui negre din stofă bună avea o croială distinsă. După ce se salutară, preotul îi spuse. Am vorbit cu Mendes da Costa, unul dintre cei mai buni cunoscători ai limbilor clasice, să te pregătească la latină și greacă. Locuiește în cartierul evreiesc. Te vei duce acolo luni după amiaza, la ora 3, pentru prima lecție. Dar Înainte de toate, rostul vizitei mele este să te invit mâine la noi, la masă de duminică. Mătușa ta, Wilhelmina și verișoara Chei sunt nerăbdătoare să te vadă. Cu multă plăcere. La ce oră să vin? Noi luăm masa pe la 12, după ce termin slujba de dimineață. Te rog, transmite salutările mele familiei, spuse Vincent, în timp ce reverendul Stryker își lua pălăria neagră și mapa. Pe mâine, spuse unchiul și ieși. Bucuria vieții Capitolul 2 Chei Kaisersgracht, strada pe care locuia familia Striker, se găsea așezat într-un dintre cele mai distinse cartiere din Amsterdam, și anume pe cel de-al patrulea canal care pornea, în formă de potcoavă, din partea de sud a portului, ocolea centrul și se întorcea în port, venind dinspre nord. Canalul era curat și limpede, mult prea central pentru a fi acoperit de cross, ciudatul mușchi verde care în cartierele mai sărace așternuse de sute de ani un strat gros la suprafața apei. Strada era mărginită de case solide, clădite într-un stil pur flamand, înguste, strâns lipite una de alta, de parcă era un șir lung de oșteni puritani, stând bățoși în poziție de drepți. A doua zi, după ce ascultă predica unchiului Striker, Vincent pornea gale spre casa preotului. Soarele strălucitor topise nori cenușii care par să plutească veșnic pe cerul Olandei și pentru scurt timp văzduhul se limpezise. Mai avea timp până la ora mesei și umbla alene privind la bărcile împinse pe canal în sus împotriva curentului erau șlepuri pântecoase, lunguiețe, suguiate la capete de culoare neagră, spălăcite de ape cu scobitura adânci la mijloc pentru încărcătura lor de nisip. De la pupă la proră erau întinse frânghii lungi de care atârnau rufele familiei. Tatăl înfingea o prăjină în noroi, o proptea zdrav în cumărul și, opintindu-se, împingea barca, apoi cobora de a a pasarela șerpuită, în timp ce barca aluneca sub el. Nevasta, o femeie greoaie, dolofană, cu fața îmbujurată, stătea neclintită la pupă și manevra cârma butucănoasă de lemn. Copiii se jucau cu câinele, apăreau și dispăreau când sus pe punte, când în gaura cabine care le servea drept locuință. Casa reverendului Stryker era o clădire îngustă, tipic flamandă, împodobită cu ghirlande de arabescuri și avea trei etaje și un turn înalt, terminat cu fereastra podului. Pe această fereastră ieșea în afară o grindă cu un cârlig lung de fier la capăt. Mătușa Vilhelmina era bun venit și îl conduse în sufragerie. Un portret al lui Calvin de Ari Scheffer a pe perete, iar pe bufet strălucea se un serviciu de argint. Pereții erau îmbrăcați în lemn de culoare închisă. Ochii lui Vincent încă nu se să răbine cu tenecimea camerei, când din umbră se desprinse o fată înaltă, mădioasă, care îl întâmpină cu căldură. N-ai de unde să mă cunoști, spusea cu o voce plăcută, caldă. Sunt verișoara dumitale, Chei. Vincent luă mâna care fusese întinsă și simți din nou, după multe luni de zile, pielea catifelată și caldă a unei femei tinere. Nu ne-am văzut niciodată, Continuă fata pe același ton prietenos și mi se pare destul de curios. Eu am 26 de ani și dumneata trebuie să ai... Vincent o privea tăcut. Îi trebuiră mai multe clipe până să-și dea seama că se cuvenea un răspuns. 24. Mai tânăr ca dumneata. rostie el repezit cu o voce stridentă și aspră ca să-și repare necuvința. Da, dacă stau să mă gândesc, nu e chiar așa de ciudat. Dumneata n-ai venit niciodată la Amsterdam, iar eu n-am fost niciodată în Brabant. Dar văd că nu mă port ca o adevărată gazdă. Nu vrei să iei loc? Vincent se așeză pe marginea unui scaun tare. Printr-o ciudată metamorfoză se preschimbă brusc dintr-un țărănoi necioprit și stângaci într-un om de lume, curtenitor. Mama a vrut adesea să te invite la noi. Cred că Brabantul ți-ar plăcea, Ținutul e foarte pitoresc. Știu, mătușa Ana mi-a scris și m-a poftit de multe ori. Va trebui să răspund invitației cât de curând. Da, trebuie. Numai un colț îndepărtat din mintea lui o auzea și îi răspundea. Tot restul îi sorbea frumusețea cu setea lacum a omului care se adăpase prea mult la izvorul singurătății. Kei avea trăsăturile viguroase ale femei olandeze, dar rotunjite șlefuite până la gingășie. Părul ei, nici blond ca paiul, nici roșcovan ca al țărănoilor, era un amestec ciudat în care jarul unei nuanțe se îmbina cu aurul celeilalte într-o strălucire luminoasă și mângâietoare. Își ferise pielea de soare și de vânt. Albul bărbiei se pierdea în trandafiriul obrajilor cu o iscusință demnă de un pictor flamand. Ochii, de un albastru adânc, ardeau de bucuria vieții pe care gura rotundă, plină, ușor întredeschisă, părea oricând gata să o primească și să o dăruie. Băgă de seamă tăcerea lui Vincent și îl întrebă. La ce te gândești, Vere? Pari cufundat în gânduri. Mă gândeam că lui Rembrandt i-ar fi plăcut să te picteze. Chei râsea adânc cu dulceață în glas. Parcă lui Rembrandt îi plăcea să picteze numai femei bătrâne și urâte, nu-i așa? Nu, no, a pictat bătrâne frumoase, femei sărace sau, într-un fel, nefericite, dar pe care suferința le nobila. Pentru întâia oară, Chei îl privia atentă pe Vincent. Își aruncase ochii doar întreaga asupra lui când intrase și nu observase la el decât ciuful de păr roșcat și fața cam greoaie. Acum remarcă gura cărnoasă, ochii adânciți, arzători, fruntea înaltă, simetrică, a neamului Van Gogh și bărbia, puternică, ușor avântată înainte. Iartă-mă, am spus o prostie. Înțeleg ce spui despre Rembrandt. Când zugrăvește bătrânii aceia cu fața aspră, pe care sunt îndipărite suferința și înfrângerea, el scoate la iveală esența frumuseții. Nu-i așa? Despre ce discutați voi atât de serios copii? Întrebă reverendul striker din ușa. Am făcut cunoștință. De ce nu mi-ai spus că am un văr atât de simpatic? După puțin timp intră în cameră un bărbat zvelt, cu un zâmbet degajat și un foarte plăcut fel de a fi. Kay se ridică și îl sărută drăgăstos. Vere Vincent, acesta este soțul meu. Domnul vos. Se întoarse apoi, după câteva clipe, cu un băiețaj de vreo doi ani, un copil vioi, cu păr cânepiu, cu față visătoare și ochii ai baștri ca ei. Chei se aplecă și ridică băiatul, iar Vos îi cuprinse pe amândoi cu brațele. Vrei să stai la masă lângă mine, Vincent?" îl întrebă mătușa Vilhelmina. În fața lui Vincent stătea Chei, avându-l în stânga pe Vos, iar în dreapta pe Ian, cocoțat pe niște perne. Acum, când soțul ei era acasă, uitase de Vincent. Culoarea obrajelor îi se aprinsese. La un moment dat, când soțul îi spusese ceva în șoaptă, se întinse sprinten înspre el și îl sărută. Undele iubirii celor doi se răspândiseră parcă până la el, învăluindu-l. Pentru prima oară, după duminica aceea tristă, vechea durere pricinuită de ursula țâșni din nou la suprafață, de undeva, dintr-un ungher tainic de suflet, năpădindu-i în întregime mintea și trupul. Mica familie din fața lui, atât de unită prin calda lor iubire, îl făcu să înțeleagă că în timpul acestor luni de viață se fusese însetat, crâncen însetat de dragoste și că era vorba de o sete care nu se putea potoli ușor. Bucuria vieții Capitolul 3 un preot de țară îmbâxit. Vincent se scula în fiecare dimineață înainte de răsăritul soarelui și citea din Biblie. Pe la ora 5, când se ivea soarele, se ducea la fereastra care dădea spre șantierul naval și privea șirurile de muncitori ce intrau pe poartă. O linie lungă șerpuitoare de siluete negre. Vaporașele pluteau încoace și încolo pe zui dărze. În depărtare, Lângă satul de peste Y se zăreau corăbii cu pânze ca fenii lunecând cu repeziciune. După ce soarele răsărea de binelea, risipind pâcla care mai stăruia pe grămezile de cherestea, Vincent se îndepărta de la fereastră, mânca o bucată de pâine uscată, bea un pahar de bere și apoi, vreme de șapte ore, se lupta cu latina și greaca. După patru sau cinci ceasuri de încordare și simțea capul greu. Tâmplele îi zbâgneau și gândurile îi se încălceau. Nu-și dădea seama cum va fi în stare să ducă la bun sfârșit acest studiu arid care cerea stăruință și încordare după anii din urmă în care nu avusese decât preocupări artistice. Îngrămădea în minte de avalma reguli gramaticale până când soarele aluneca pe boltă spre asfințit și devenea ceasul să plece la Mendes da Costa, la lecție. Îndreptându-se într-acolo, obișnuia să treacă de-a lungul buit în cantului, înconjura capela Oudăziți și biserica veche, străbătând străzi întortocheate pe care se găseau multe chioșcuri cu reproduceri, gravuri și litografii. Mendes îi amintea lui Vincent de imitația lui Crist, de Rui Perez. Era tipul clasic de evreu cu ochii adânci, cavernoși, cu o figură spiritualizată, prelungă și subtă, cu o barbă moale ascuțită ca a celor din tâi rabini o atmosferă stătută și apăsătoare stăruia în cartierul evresc spre mijlocul după amiezii. Vincent, îndopat cu șapte ore de greacă și latină și cu multe altele de istorie și gramatică olandeză, se apuca să vorbească lui Mendes despre litografii. Într-o zi aduse profesorului studiul pentru botezul de Maris. Mendes apucă botezul între degetele lui osoase subțiate spre vârf, Privindul l în pulberea aurie a razelor ce pătrândeau prin fereastra înaltă. E bun. Izbutește să redea ceva din spiritul universal al religiei. Vincent simți pe loc că îl părăsește oboseala. Se avântând o descriere însuflețită a artei lui Maris. Mendes clătină imperceptibil din cap. Reverendul Stryker îi plătea bani grei ca să-l pregătească pe Vincent la latină și greacă. Vincent, Maris e foarte interesant, dar timpul trece și am face mai bine să le continuăm lecția. Ce zici? Vincent înțelese. În drum spre casă, după cele două ore de studiu, obișnuia să se oprească în fața curților și să-i privească la lucru pe cioplitorii în lemn, pe dulgheri și pe cei ce aprovizionau vapoarele cu alimente. Putea să zărească în câte o pihniță mare de vinuri, prin ușile larg deschise, oameni care alergau încoace și încolo cu lumânări în mână pe sub bolta întunecoasă. Unchiul Ian plecă pentru o săptămână la Helford. Știindu-l pe Vincent singur în casa cea mare din spatele șantierului naval, Kay și Vos trecură într-o dupamiază târziu să-l poftească la cină. Ar trebui să treci pe la noi în fiecare seară până se întoarce unchiul Ian, îi spuse Kay iar mama ar dori să iei masa cu noi în fiecare duminică după slujbă. După ce terminau masa, ai casei jucau cărți. Vincent, care nu știa să joace, se așeza într-un colț liniștit și citea istoria cruciadelor de August Gruson. Din ungherul lui putea să o privească în voie, pe chei urmărindu-i toate nuanțele zâmbetului fugar, atâțător. Odată chei se sculă de la masă și veni lângă el. Ce citești, Vere Vincent? El îi răspunse arătându-i cartea, apoi adăugă. E o cărțulie frumoasă. Aș putea spune că e scrisă cu simțirea lui Thys Maris. Chei zâmbi. El făcea deseori astfel de apropiere literare neobișnuite. De ce Thys Maris? Citește, să vezi dacă nu-ți amintește o pânză de Maris. Uite aici, unde e descris un castel vechi pe o stâncă, cu păduri de toamnă scăldate în lumina amurgului, iar în prim plan o goare negre și un țăran care ară cu un cal alb. În timp ce Chei citea, Vincent îi aduse un scaun. Când îl privi, ochii ei albaștri erau umbriți, îngândurați. Da, spuse ea, e în tocmai ca într-un tablou de Maris. Scritorul și pictorul folosesc mijloace diferite, proprii artei fiecăruia, dar exprimă același gând. Vincent luă cartea și își plimbă cu nerăbdare degetul de-a lungul paginii. Uite, rândul ăsta poți să-l găsești tot atât de bine la Michelet sau la Carlil. Știi, vere dragă, pentru un om care și-a petrecut atât de puține ore prin școli, ești uimitor de citit. Și acum citești atât de mult. Nu, mi-ar plăcea, dar nu pot. Deși de fapt n-ar trebui să tânjesc atâta după asta, căci în cuvântul lui Hristos poți găsi orice lucru mai bine și mai frumos spus decât în orice altă carte. O, Vincent! strigă Chei sărind în picioare. Cuvintele astea nu ți se potrivesc deloc. Vincent făcu ochii mari. Deși tata spune că ar trebui să te concentrezi și să nu te gândești deloc la astfel de lucruri, Totuși eu te găsesc mult mai atrăgător când îl descoperi pe Fis Maris în istoria cruciadelor decât atunci când vorbești ca un preot de țară îmbâxit. Vos se apropie și spuse. E rândul tău să joci, Chei. Kay. Kay își împlântă o clipă privirea în cărbunii vii, arzători de sub sprâncenele stufoasele lui Vincent, apoi îl lua de braț pe soțul ei și se alătură celorlalți la joc. Bucuria vieții, capitolul 4 Latina și greaca Mendes da Costa știa că lui Vincent îi place să stea de vorbă cu el despre lucrurile cele mai felorite ale vieții, așa că de câteva ori pe săptămână după ce se termina lecția, născocea fel de fel de motive ca să-l poată însoți apoi spre oraș. Odată îl duse pe Vincent într-un cartier deosebit al orașului, în Mahalaua, care se întindea de la Laiche lângă fondul Park, până la gara olandeză. Era foarte populat și casele mărunte cu câte un petic de grădină ale muncitorilor se înghesuiau alături de fabricile de cherestea. Nenumărate canale înguste străbăteau această parte a orașului. Trebuie să fie minunat să fii preot într-un cartier ca acesta, spuse Vincent. Da, răspunse Mendes în timp ce își umplea pipa și îi trecea lui Vincent punga conică de tutun. Acești oameni au nevoie de Dumnezeu și de religie mai mult decât prietenii noștri din oraș. Tocmai treceau peste un podest de lemn care părea desprins dintr-un peisaj japonez. Vincent se opri. Ce vrei să spui? Muncitorii aceștia, continuă Mendes cu o ușoară mișcare crotitoare a brațului, duc o viață grea. Dacă se îmbolnăvesc, de obicei n-au bani pentru doctor. Trăiesc de azi pe mâine din munca lor și nu e o muncă ușoară. Casele lor, după cum vezi, sunt mici și sărăcăcioase. Mizeria e paște la tot pasul. Au încheiat cu viața un târg păgubos și poate că nu mai credința în Dumnezeu ar putea să-i mai aline. Vincent își aprinse pipa și aruncă chibritul în micul canal de sub el. Și oamenii ceilalți din oraș, ei sunt bine îmbrăcați, au situații sigure, Bani puși deoparte pentru vremuri grele. Când se gândesc la Dumnezeu, îl văd ca pe un bătrân în plină prosperitate, mulțumit de sine pentru felul minunat în care merg treburile pe pământ. Pe scurt, spuse Vincent, sunt cam mărginiți? Doamne, ferește, eu n-am spus asta niciodată. Nu, eu am spus-o. În seara aceea, Vincent își deschise cărțile de greacă, apoi rămase mult timp cu privirea pironită pe peretele din față. Își aminti de mahalalele nenorocite din Londra, de sărăcea cumplită și de suferința de acolo. Și aminti de dorința lui de a se face predicator ca să ajute pe acești oameni sărmani. În minte i venit deodată imaginea bisericii unchiului Striker. Parohia era prosperă, enorea și fiind oameni cu stare, educați, simțitori la lucrurile frumoase pe care le oferea viața și gata să și le însușească. Predicile unchiului Strike erau bine alcătuite și încurajatoare, dar cine din parohie avea nevoie de încurajare? Trecuseră șase luni de când sosise la Amsterdam și începea în sfârșit să înțeleagă că munca încordată nu putea fi decât o palidă înlocuitoare a unei inclinații adevărate spre studiu. Împinse la o parte cărțile de greacă și deschise algebra. Pe la miezul nopții, unchiul Ian intră în cameră. Am văzut lumină pe sub ușă, Vincent," Și pasnicul mi-a spus că te-a zărit plimbându-te pe șantier azi dimineață la patru. La urma urmei, câte ore lucrezi pe zi? Depinde. Între 18 și 20. 20! Dezamăgirea se putea citi foarte bine pe fața lui. Viceamiralul nu putea să se împace cu ideea unui eșec în familia Van Gogh. Dar Vincent, nu e firesc să ai nevoie chiar de atâtea ore de studiu. Trebuie să-mi termin temele, unchiule. Unchiul Ian își ridică sprâncenele stufoase. Bine. Bine, firește, să le termin, dar... Eu le-am făgăduit părinților tăi să spor de grijă. Acum fă, te rog, bine și du-te la culcare. Și altădată să nu mai lucrezi până la orele astea. Vin să întâmpinse la o parte exercițiile. N-avea nevoie de somn, n-avea nevoie de iubire, nici de ocrotire și nici de plăceri. În schimb, avea nevoie să învețe latina și greaca, algebra și gramatica, pentru a putea trece examenele, să intre la universitate, să se facă preot și astfel să-l slujească pe Dumnezeu pe pământ. Bucuria vieții, capitolul 5 Mendes da Costa Prin mai, abia după un an de la sosirea la Amsterdam, a am început să-și dea seama că, până la urmă, lipsa lui de înclinare pentru studiul pur teoretic, îl va doborâ. Aceasta nu era numai constatarea unui fapt, ci și recunoașterea unei înfrângeri. Ori de câte ori o parte din creierul lui încerca să se recunoască acest adevăr, În cealaltă parte îl respinsese și căutase să-l dezmintă, cufundându-se într-o muncă istovitoare. Dacă n-ar fi fost decât munca grea și vădita lui nepotrivire cu ea, încă n-ar fi fost atât de neliniștit. Dar întrebarea care îl chinuia zi și noapte era... Voia într-adevăr să devină un popo onorabil și dibaci ca unchiul său striker? Dar ce s-ar alege atunci de ținta vieții lui? Ajutorarea săracilor, a bolnavilor, a oropsiților, dacă încă cinci ani de aici înainte va trebui să se ocupe numai de declinări și de formule. La sfârșitul unei după mieze de mai, după ce își terminase lecția cu Mendes, Vincent spuse Domnule Dacosta, N-ați vrea să faceți o plimbare cu mine? Mendes simțise frământarea care greștea în Vincent, ghicise că tânărul ajunsese la clipa când trebuia luată o hotărâre. Da, chiar mă gândeam să fac o mică plimbare. Aerul e proaspăt după ploaie. Te însoțesc cu plăcere. Își înfășură de mai multe ori un fular de lână în jurul gâtului și își luă o haină neagră cu guler înalt. Ieșiră în stradă, trecură pe lângă sinagoga în care cu peste două secole în urmă fusese excomunicat Baroch Spinoza și câteva case mai departe, prin fața vechii locuințe a lui Rembrandt, din Zeestrat. A murit în sărăcie și omilință, spuse Mendes pe un ton obișnuit, în timp ce treceau pe lângă casă. Vincent îi aruncă o privire în fugă. Mendes avea darul de a pătrunde în miezul unei probleme chiar înainte de a o fi înfățișat. Era deosebit de sprint în la minte. Lucrurile pe care le spuneau părea să fi fost temenii cumpănite în adâncurile nebănuite ale judecății lui. Vincent făcea o comparație între el și cei doi unchi ai lui, Ian și Stryker. Când discuta cu ei, cuvintele se loveau parcă de un zid care le răsfrângea curând înapoi sub forma obișnuită a unui da sau a unui nu. Mendes însă, înainte de a da un răspuns, cumpănea gândul pe care îl împărtășea celălalt. Cufundându-l în fântâna adâncă a înțelepciunii lui. Și totuși n-am murit nefericit, spuse Vincent. Nu, Rembrandt s-a realizat din plin și și-a dat seama pe de întregul de propria valoare. De altfel, a fost singurul om din vremea lui care a recunoscut această valoare. Și faptul că și-a cunoscut singur valoarea, eu fi fost oare de ajuns? Dar dacă până la urmă n-ar fi fost așa cum credea el și, Nerecunoașterea publică s-ar fi dovedit îndreptățită. Părerea oamenilor n avea nicio importanță pentru el. Rembrandt simțea că trebuie să picteze. Dacă picta bine sau rău, era tot una. Pictura a fost substanța din care și-a plămădit personalitatea. Una dintre trăsăturile cele mai importante ale artei, Vincent, stă în putința pe care o dă artistului de a-și realiza propria personalitate. Rembrandt a înfăptuit ceea ce știa că este menirea lui. Asta i-a justificat existența. Chiar dacă arta lui ar fi fost lipsită de valoare, el tot ar fi fost de o mie de ori mai răsplătit de viață decât dacă s-ar fi lepădat de menirea lui și ar fi devenit cel mai bogat negustor din Amsterdam. Înțeleg. Faptul că opera lui Rembrandt aduce azi bucurie întregii lumi nu mai înseamnă nimic pentru el. Totuși, până când a închis ochii, viața i-a fost plină și izbutită, chiar dacă necazurile l-au împins în groapă. Așa s-a încheiat cartea vieții lui, o carte de toată frumusețea. Ceea ce a contat pentru el a fost calitatea stăruinței și devotamentului față de propriul ideal și nu calitatea picturii sale. Se opriră să privească oamenii care încărcau căruțele cu nisip lângă Y, apoi trecură prin mai multe străzi înguste, cu grădini îmbrăcate în iederă. Dar cum poate ști un tânăr dacă și ales bine calea, domnule? El e încredințat că ar trebui să facă un anumit lucru în viața lui și numai acel lucru. Dar dacă după aceea descoperă că nu-i se potrivește deloc, Mendes își ridică bărbia ascuns în gulerul hainei, ochii negri scânteiau. Privește, Vincent, nori aceia cenușii care s-au împurburat în asfințit. Ajunseră în port. Catargele vapoarelor, șirul de case vechi și pomii de pe chei se profilau în lumina roșiatică și întreaga priveliște se oglindea în ze. Mendes își umplu pipa și trecu punga de hârtie lui Vincent. Mulțumesc. Pipa mea e aprinsă, domnule. Anda, da, așa e. Vrei să ne plimbăm pe lângă dig, spre Zeburg? În partea aceea e cimitirul evreiesc și am putea să ne așezăm o clipă lângă locul unde odihnesc ai mei. Umblau în tăcere ca doi prieteni, iar vântul le spulbera fumul peste umeri. De nimic nu poți fi sigur pentru toată viața Vincent. Tot ce poți face este să ai curajul și puterea să încerci ceea ce crezi că e bine. Se poate întâmpla să iasă prost, dar cel puțin ai conștiința că ai încercat să realizezi ceva. Și ăsta e lucru cel mai de seamă trebuie să ne călăuzim după cele mai bune impulsuri ale rațiunii și apoi să lăsăm ca Domnul să judece rezultatul final. Dacă ești hotărât în această clipă să slujești într-un fel sau altul pe Creatorul nostru, atunci această credință trebuie să-ți fie singura călăuză în viitor. Nu o trebuie să-ți fie teamă să încrezi te în ea. Crezi că sunt în stare să-L slujești pe Dumnezeu? Mendes se uită la el și un zâmbet reținut îi flutură pe buze. Nu, vreau să spun în stare să devin un preot învățat ca aceea pe care îi promovează universitatea. Mendes nu voia să discute despre cazul lui Vincent. Voia să abordeze doar chestiuni generale și să-l lase pe băiat să ia singur o hotărâre. Ajunse între timp la cimitirul evreiesc. Era foarte modest, plin de pietre funerare vechi, cu inscripții în ebraică, printre care creșteau aici și colo smocuri de iarbă înaltă, de un verde închis și tufe de soc. În locul de veci al familiei Dacosta se afla o bancă de piatră pe care se așezară. Vincent scoase pipa din gură și o lăsă să se stingă. La ora aceea de seară cimitirul era pustiu și învăluit într-o liniște pe care nu o tulbura niciun freamăt. Orice om are o forță proprie, Vincent o însușire specifică lui, spuse Mendes privind mormintele în care odihneau părinții lui. Și dacă ține seama de ea, orice ar face va ieși bine până la urmă. Dacă te-ai fi ocupat mai departe de artă, forța de caracter care te face să fii așa cum ești, te-ar fi ajutat să izbutești în meserie. Același lucru se poate spune și despre cariera dumitale de profesor. Într-o bună zi te vei realiza din plin indiferent de calea pe care ți-ai alege Și dacă aș pleca din Amsterdam, renunțând la această carieră de preot cu titlu universitar, n-are nicio importanță. Hai să te întorci la Londra ca predicator sau ai să lucrezi într-o prăvălie sau ai să fii țăran în Brabant. Orice vei face, ai să faci bine. Am simțit calitatea plămadei tale din care va ieși până la urmă un om adevărat. Știu că e o plămadă bună. O să ți se pară poate de multe ori în viață că ai dat greș, dar în cele din urmă vei izbuti să te realizezi pe tine însuți și în acest chip îți vei simți viața împlinită. Îți mulțumesc, domnule Dacosta. Mi-e de mare folos ceea ce îmi spui. Pe Mendes îl străbătu un fior, banca de piatră era rece și soarele pierise în mare. Se ridică. Vrei să mergem, Vincent? Bucuria vieții, capitolul 6 În ce constă forța cea mare? În ziua următoare, în serarea al găsi pe Vincent la fereastră care dădea de spre șantier. Alea scurtă de plopi cu siluete delicate și ramuri subțiri se profila grațios pe cerul cenușiu de seară. Dacă nu sunt bun pentru studiul teoretic, înseamnă oare că nu pot fi de niciun folos pe lume? își spuse el. La urma urmei, ce a face grea și latina cu iubirea de aproapele nostru? Jos, unchiul Ian își făcea obișnuita inspecție pe șantier. Vincent zărea în depărtare catargele corăbilor din docuri. În față era vasul amiral, ace, negru în întregime, înconjurat de monitoare roșii și cenușii. Ceea ce mi-am dorit dintr-un a fost să-l slujesc pe Dumnezeu cu fapta, nu să desenez triunghiuri și cercuri. Nu m-am gândit niciodată să am o biserică mare să țin predici alese. Simt că aparțin cerul umil și în suferință. Acum și nu peste cinci ani. Chiar atunci se auzi clopotul sunând și șuvoiul de lucrători a început să se reverse spre poartă, în timp ce lampajul veni să aprindă felina șantierului. Vincent să plecă de la fereastră. Își dădu seama că atât tatăl lui, cât și unchiul Ian și unchiul Striker. Cheltuise o mulțime de timp și de bani cu el în anul din urmă. Dacă se lăsa de învățătura, toată această cheltuială se putea să socoti pe de-a-ntregului Rosita. Dar cine era de vină? Dinspre partea lui își dăduse toată silința. Mai mult de 20 de ore pe zi nu putea să lucreze. Se pare că nu era făcut deloc pentru această viață de studiu, sau poate că începuse prea târziu. Dar dacă ar pleca mâine ca predicator muncin cu devotament pentru oameni, ar mai însemna oare aceasta o înfrângere? Dacă ar îngriji de bolnavi, iar încuraja pe cei osteniți, iar mângâia pe păcătoși și ar aduce pe calea bună pe cei necredincioși, tot înfrângerea ar însemna. Familia i-ar răspunde că da. Iar spune că nu e în stare să facă nimic niciodată că e nerecunoscător și lipsit de merite o rătăcită a familiei Van Gogh. Orice ai să faci, spuse Mendes, ai să faci bine în cel din urmă vei izbuti să te realizezi pe tine însuți. Și asta te va face să simți viața împlinită. Chei, care înțelegea totul, nu întârzease să se descopere în el sămânța unui preot cu vederi îngoste. Da, un preot îmbâxit, asta ar deveni dacă ar rămâne la Amsterdam unde adevărata lui chemare se făcea din zi în zi mai slab auzită. Își cunoștea limpe de menirea în lume, iar Mendes îi dăduse curaj să plece. Familia îl va disprețui, dar asta părea să nu mai aibă nicio importanță. La urma urmei, renunțarea la poziția lui însemna o jertfă destul de mică adusă lui Dumnezeu. Își strânse lucrurile în grabă și ieși din casă fără să și-a rămas bun. Bucuria vieții, capitolul 7 Școala de evangelizare. Comitetul belgian de evangelizare, compus din reverenzii Van den Brink, de Young și Peterson, înființase o școală la Bruxelles, unde învățătura urma să fie gratuită. Studenții trebuind să plătească doar o mică sumă pentru casă și întreținere. Vincent se prezentă și comitetul îl primi ca elev. După trei luni, spuse reverendul Peterson, vei fi numit undeva în Belgia. Asta dacă reușește, adăugă răspicat reverendul de Young, întorcându-se către Peterson. În tinerețe, de Young își pierduse degetul mare în mecanismul unei mașini și asta îl îndreptase spre teologie. Ceea ce se cere în munca unui evanghelist, Monsieur Van Hoogh, îi se adresă reverendul Van den Brink, este priceperea de a ține pregi simple și atrăgătoare pentru oamenii din popor. Reverendul Peterson ieși împreună cu Vincent din biserica unde avusese loc întrevederea și luându de braț, pășiră împreună în lumina orbitoare a soarelui bruselez. Îmi pare bine că ai venit la școala noastră, băiete. E multă treabă de făcut în Belgia și judecând pe entuziasmul dumitale, aș spune că ești cât se poate din să o duci la bun sfârșit. Vincent nu știa ce îl încăzește mai mult soarele fierbinte sau neașteptata bunăvoință a bunăvoința reverendului. Mergeau pe stradă printre casele de piatră în alte de șase etaje care se ridicau drepte ca pereții unei prăpăstii, iar Vincent se căsnea să găsească un răspuns. Reverendul Peterson se opri. Aici te las. Iată cartea mea de vizită. Când ai o seară liberă, vină pe la mine. O să-mi facă plăcere să stăm puțin de vorbă. Erau doar trei elevi, cuvins Vincent cu tot, la școala de evangelizare. De pregătirea lor se ocupa Master Bocma, un omuleț bine legat cu o față atât de scobită, încât un fir cu plumb lăsat să atârne de la frunte până la bărbie, nu i-ar fi atins nasul sau buzele. Colegii lui Vincent erau doi băieți de la țară, fiecare în vârstă de 19 ani. Cei doi deveniră imediat buni prieteni și, parcă pentru a-și lega și mai strâns prietenia, făcură din vin să ținta țin jocurilor. Scopul meu, spusese Vincent uneia dintre ei la început, când încă nu le cunoștea gândurile, este să mă umilesc, să nu mai exist. De atunci, de câte ori îl găseau luptându-se să învețe pe din afară o predică în franțuzește sau chinuindu-se cu vreo carte greoaie, îl întrebau, Ce faci, Vanhoch? Te anihilezi?" dar cel mai rău o ducea cu Master Bocma. Acesta voia să facă din ei buni oratori. În fiecare seară acasă trebuiau să pregătească o predică pe care să o rostească a doua zi în clasă. Cei doi băieți ticluiau tirade curgătoare tinerești și le recitau cu ușurință. Vincent lucra cu un la predicile lui, punându-și tot sufletul în fiecare rând. Simțea adânc tot ce trebuia să spună, dar când se ridica la seminar, cuvintele îi veneau a nevoie. Eu nu știu, Van Hoch, îl întrebă Bocma. Cum te gândești să devii predicator când nici nu ești în stare să vorbești ca lumea? Cine o să te asculte? Dar furia lui Bocma nu mai cunosc cu margini când vin să refuză cu hotărâre să-și prezinte predicile extempore. Trudea până târziu în noapte ca să dea compunerilor lui cât mai mult înțeles, scriind fiecare cuvânt într-o franceză migălită și clară. A doua zi în clasă, și doi băieți vorbeau în aripa despre Isus Hristos și despre mântuire, aruncându-și cel mult o dată sau de două ori ochii pe notițe, în timp ce Bocma dădea din cap în semn de aprobare. Apoi venea rândul lui Vincent. și așeza foile în față și începea să citească. Bocma nici nu voia să-l asculte. Așa vă învață la Amsterdam. Să știi, Van Gogh, nimeni n-a părăsit seminarul meu fără să poată vorbi extempore, la comandă, reușind să-și emoționeze auditorii extempore însemnând pe nepregătite. Vincent încerca, dar nu izbutea să-și amintească ideile în lânțuirea lor, așa cum le-a șternuse pe hârtie cu o noapte înainte. Colegii râdeau pe față de încercările lui șovăitoare și Bocma râdea împreună cu ei. După anul petrecut la Amsterdam, nervii lui Vincent erau rău zruncinați. Master Bocma, spuse el, am să rostesc predicile cum crede cuvință. Să că munca mea nu era și refuz să accept insultele dumneavoastră. Bocma se consideră jignit. Ai să faci cum îți spun sau nu te mai primesc la curs. Din clipa aceea, lupta dintre ei deveni fățișă. în compunea de patru ori mai multe predici decât îi se cerea, că și neputând dormi, n-avea niciun rost să se mai ducă la culcare. Nu mai avea pofte de mâncare, slăbise și își ieșea din sărite pentru orice fleac. În luna noiembrie fu chemat la biserică să se prezinte în fața comitetului ca să-și primească numirea. Așadar, în cele din urmă, învinsese toate piedicile. Se simțea istovit, dar plin de mulțumire. La sosirea lui, cei doi colegi se și aflau acolo. Când intră Vincent, reverendul Peterson nu-și ridică privirea, în schimb, Bocma se uită la el cu o licărire răutăcioasă în ochi. Reverendul de Young îi felicită pe băieți pentru strădania lor încruntată de succes și le dădu numirile la Hoogstretten și Etiehov. Cei doi plecară braț la braț. Domnule Van Hoog, îi se adresă de Iong. comitetul nu s-a încredințat că ești pregătit pentru a împărtăși oamenilor cuvântul Domnului. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar pentru dumneata nu avem nicio numire. După un timp, care îi se păru o veșnicie, Vincent întrebă. Ce a fost greșit în munca mea? Ai refuzat să te supui autorității. Cea din tâi regula bisericii noastre este supunerea de plină. În afară de asta, n ai izbutit să înveți a vorbi extempore. Profesorul Dumitale s -o că nu ești încă apt pentru a predica. Vincent se uită la reverendul Peterson, dar prietenul lui privea țintă pe fereastră. Atunci ce mi rămâne de făcut? Întrebă el fără să se adreseze cuiva anume. Dacă vrei, poți să repezi cursurile încă șase luni răspunse Van den Brink. Poate că la sfârșitul acestui răstimp... Vincent își coborâ privirea spre ghetele lui grosolane cu botul pătrat și băgă de seamă că pielea începuse să se crape. Apoi, pentru că nu găsi nimic de spus, se întoarse și părăsi biserica în tăcere. Trecu repede pe străzile orașului și se trezi în lacăn. Fără să știe de ce umbla, o luă pe drumul docherilor pe lângă atelierele care zumzeau de zarva muncii. În curând lăsă în urmă casele și se trezi în câmp deschis. Un cal alb, bătrân, descărnat, istovit de trudă, stătea aproape nemișcat. Locul era pustiu, părăsit. Pe pământ zăcea o și ceva mai încolo un schelet albit de cal în fața colibei unui om care jupuia pielea dobitoacelor. O vagă simțire se trezi în inima lui, luptând cu amorțirea care îl cuprinsese. Pierdut, început să se scotocească prin buzunar după pipă. O aprinse, dar îi păru că are un gust ciudat de amar. Se așeză pe un buștean. Bătrânul cal ca alb se apropie și își frecă botul de spatele lui. Vincent se întoarse și mângâie gâtul descărnat al animalului. După o vreme, gândul la Dumnezeu îi încolțit din nou în minte și se simți ușor alinat. Isus a fost liniștit în timpul furtunii. Nici eu nu sunt singur, Dumnezeu nu m-a părăsit. Într-o zi voi găsi, într-un fel sau altul, calea să-l slujesc. Când se întoarse acasă, îl găsi pe reverendul Peterson așteptându-l. Am venit să te poftesc la mine la masă. O pornire pe străzi înțesate de muncitori care se îndreptau spre casă, unde aștepta cina. Reverendul vorbea într-una despre fel de fel de lucruri, ca și când nu se întâmplase nimic. Vincent auzea, cu o claritate dureroasă, fiecare cuvânt pe care îl rostea Peterson. Reverendul îl conduse în camera din față, care fusese transformată în atelier de pictură. Pe pereți atârnau câteva acoarele și într-un colț se vedea un șevalet. oh, spuse Vincent, pictați! Nu știam. Peterson rămase încurcat. Nu o sunt decât un amator. Desenez puțin în timpul liber ca să mă recrez. Dar dacă aș fi în locul dumitale, N-aș pomeni de asta confraților mei. Se așezară la masă. Peterson avea o fică, o fată de vreo 15 ani, spioasă și modestă, care nu-și ridică nici măcar o dată ochii din farfurie. Reverendul continuă să vorbească la întâmplare despre tot felul de lucruri, în timp ce Vincent, din bună cuvință, se căznea să mănânce cât de cât. Dintr-o dată, vorbele lui Peterson îl izbiră. Nu știa deloc cum ajunseze la subiectul acela naș, spunea gazda lui. Este o regiune carboniferă. Aproape toți bărbații de acolo coboară în minele de cărbuni. Muncesc din greu, pândiți de mii de pericole și lefurile la le ajung să-și poată duce zilele. Locuiesc în colibe de răpânate, unde nevestele și copiii lor își petrec cea mai mare parte a anului, tremurând de ger, de foame și de fricuri. Vin să nu pricepea de ce reverendul îi spunea lui toate astea. Unde este Borinaj? întrebă el. În sudul Belgei, lângă Mons. M Am petrecut de curând câtva timp acolo și, dacă au existat vreodată oameni să aibă nevoie de cineva care să le dea curaj, apoi aceia sunt, fără îndoială, cei din Borinaj. Lui Vincent i se puse un nod în gât care îl împiedica să înghită mâncarea. Lăsă jos furculița. De ce îl chinuia oare Peterson? Vincent, ce ar fi să te duci în bohinaj? Cu puterea și entuziasmul tău ai putea face treabă bună acolo. Dar cum aș putea? Comitetul... Da, știu. I-am scris statului tău zilele trecute, lămurindu-i lucrurile. Am primit răspunsul azi după amiază. E gata să te întrețin în bohinaj până când voi putea să-ți obțin o numire oficială. Vin să sări în picioare. Așadar nu veți obține o numire. Da. Dar trebuie să mai lăsăm să treacă puțin timp. Când o să vadă comitetul ce treabă minunată și în stare să faci, se va îmblânzi cu siguranță. Și chiar dacă nu, de Yong și Ivan de Mbrink or să vină într-o zi cu vreo rugăminte la mine și atunci, în schimbul ei, nenorociții din Bohinaj au nevoie de oameni ca dumneata Vincent. Și Dumnezeu mi-e martor, orice mijloc e îngăduit ca să te pot face să ajungi în mijlocul lor. Capitolul 8. Mutrele negre În timp ce trenul se îndrepta spre sud, apăru un zare un lanț de munți. După monotonia șesului Flandrei, priveleștea noi îi provocă lui Vincent plăcere și aproape o senzație de ușurare. Privea munții, abia de câteva clipe, când își dădu seama că în înfățișarea lor era ceva ciudat. Fiecare munte se înălța izolat, singuratic, țâșnind abrupt din câmpia netedă. Egiptul negru, îngână el pentru sine privind mai departe la șirul prelung de fantastice piramide. se întoarse către omul de alături și îl întrebă. Nu știi cumva cum s-au format munții aceia? Ba știu. Sunt făcuți din straturi de steril, adică din piatră care se scoate din pământ odată cu cărbunele. Vezi vagonetul care se apropie de vârful dealului? Urmărește-l o clipă cu atenție. Nu termină bine ce avea de spus că vagonetul se răsturnă într-o parte, împrăștind un nor negru care se așternu de-a lungul povărnișului. Vezi? Așa se ridică munții ăștia. Îi urmăresc de 50 de ani, cum cresc zi de zi cu câte un deget. La Vasmas, trenul se opri și vins în coboră. Orașul era cuibărit în fundul unei voi mohorite. Soarele palid își trimitea pieziș razele care străbăteau cu greu prin perdeaua groasă de funingine ce plutea între pământ și cer. Vasmă își și cățăra nevoie pe coasta unui deal două șiruri șerpuitoare de clădiri din cărămidă de un roșu murdar care, înainte de a ajunge în vârf, se răreau, lăsând să se zărească satul Petit Vasmus. În vreme ce urca dealul, Vincent se întreba de ce oare satul părea atât de pustiu, oriunde te uitai nici țipenie de om. Doar câte o femeie mai zăbovea aici colo în prag, cu un aer mohurât și nepăsător. Petit Vasmus era satul minerilor. Nu se putea mândri decât cu o singură clădire de cărămidă, casa brutarului Jean-Baptiste Denis, coțată tocmai în vârful dealului. Chiar într-acolo și îndrepta și vin sunt pașii, căci brutarul era cel care scrisese părintelui Peterson că e gata să-i dea găzduire și masă noului predicator care avea să vină în satul lor. Madame Denis îl întâmpină cu un călduros bun venit, îl conduse prin brutăria ambietoare, în care plutea o aromă de pâine caldă și arătă camera, un unghier strâmt, sub streașină, cu grin coborând în unghi ascuțit în parte din apoi și cu o fereastră ce dădea spre stradă. Cu mâinile ei butucănoase, dar îndemânatice, doamna Denis făcuse camera lună, lui Vincent îi plăcu o dăița de cum o văzu. Era atât de tulburat încât nici nu-i mai stătu să-și despacă bagajul și se repezi pe cele câteva trepte mari de lemn despre bucătărie, spunându-i doamnei Denis că pleacă. Nu uita să te la cină," spuse ea. Noi mâncăm la ora cinci." Lui Vincent îi plăcu felul de a fi al doamnei Denis. Își dădea seama că face parte dintre acei oameni care înțeleg lucrurile fără a se obosi prea mult să curgete asupra lor. Am să fiu aici, doamnă," Vreau doar să văd puțin în împrejurimile. Astă seară vine la noi un prieten pe care ar fi bine să-l cunoști. E supraveghetor la mina Marcas și îți poate spune o mulțime de lucruri care îți vor prinde bine în munca dumitale. Ninsese din belșug. Vin să trecu de-a lungul gardurilor vii de mărăcini care împrejmuiau grădinile și câmpurile negrite de funinginea ce ieșea pe coșurile minei. La răsărit de casa lui Denis se căsca o râpă adâncă în fundul căreia se aflau cele mai multe dintre colibele minerilor. În cealaltă parte se deschidea un câmp larg, străjuit de un munte negru de steril și coșurile minei Marches, în care lucrau aproape toți minerii din Petit Vasps. Câmpul era tăiat de un drumeac despundat, năpădit de tufe de mărăcini și răscolit de rădăcini noduroase. Marches era numai una dintre cele șapte mine de cărbuni din proprietatea societății Şarbonaj Belgic. Dar cea mai veche și mai primejdeasă din întregul borinaj era faimoasă, cu o faimă tristă. Din pricina șirului de oameni care își lăsaseră viața în ea, fie coborând, fie ieșind din puți, fie de pe urma gazelor otrăvitoare, a explozilor și inundațiilor sau a prăbușirii vechilor galerii. Deasupra minei erau ghemuite două clădiri de cărămide în care se afla instalația, cu ajutorul căreia cărbunele era dus la suprafață sortat și încărcat apoi în vagonete. Coșurile înalte dintr-o cărămidă care fusese cândva galbenă împrășteau în jur 24 de ore pe zi fumul lor negru și gros. În prejurul mine se înșirau barăcile sărăcăcioase ale minerilor, pe lângă care își ridicau trunchiurile uscate câțiva copaci negriți de fum. Încolo, cât cuprindeai cu ochii, numai garduri de mărăcini grămezi de bălegar, depozite de cenușă, mormane de cărbune nefolositor și peste toate stând parcă de strajă, Muntele Negru. Priveliștea era mohorâtă și, la prima vedere, lui Vincent îi i părut totul jalnic și pustiu. Noi de mirare că îi se spune țara neagră, murmură el. După un răstimp, pâlcuri de mineri începură să se reverse afară pe poartă. Purtau haine grosolane și zdrențuite și căști de piele pe cap. Femeile erau și ele îmbrăcate la fel. Toți erau negri din cap până în picioare ca niște coșari. Numai albul ochilor contrasta ciudat cu fețele lor mânjite de funingine. Pe bună dreptate erau numiți mutrele negre. Lumina palidă a soarelui de după amiază le obosea ochii după beznă care trudiseră încă dinainte de ivirea zorilor. Aproape orbiți se împleticeau pe poartă, vorbind de ei un jargon iute și nedeslușit. Erau mărunți, cu umeri înguști, gârboviți și cu mădulare subțiri, descărnate. Veni să înțelese acum de ce satul îi păruse pustiu. Adevăratul petit vasps nu era adunătura de colibă din râpă, ci orașul labirint săpat la 700 de metri sub pământ, în care cei mai mulți dintre locuitori își petreceau aproape tot timpul. Bucuria vieții, capitolul 10 Succes Vincent băgă de seamă că minerii erau neștiutori și lipsiți de orice învățătură, cei mai mulți ne fiind nici măcar în stare să citească. În schimb, erau ageri la minte, destoinici în munca lor grea, curajoși, sinceri și simțitori. Dar frigurile se cătuiau de vlagă și arătau trași la față și istoviți. Nu vedeau soarele decât duminica, iar pielea lor gălbejită era punctată de mii de pori negri. Avea ochii melancolici adânc înfundați în orbite ai celor obidiți care nu pot răspunde la lovituri. Vin sunt îndrăgi. Erau simpli și prietenoși ca oamenii din Brabant, de la Tsunder și Eton. Pieri și impresia aceea de pustiu pe care i-o lăsase priveliștea. Își dădea seama că Boinaj avea ceva aparte și că în felul lor toate lucrurile de aici erau grăitoare la câteva zile după venirea sa, vin să ținu prima adunare religioasă într-o șandrama din spatele brutăriei lui Denis. Curăță bine încăperea, aduse bănci, pe la ora cinci minerii veniră însoțiți de familiile lor. Ca să se ferească de frig, își înfășurase răfulare lungi în jurul gâtului, iar pe cap purtau șepci mici de piele. O singură lampă de petrol și aceea împrumutată lumina baraca. Minerii stăteau în întuneric, pe băncile tari, ținându-și palmele la subțioară ca să și le încălzească. Îl priveau pe Vincent cum stă a plecat peste Biblia lui și îl ascultau cu atenție. Vincent căută cu multă grijă cel mai potrivit fragment pentru prima lui predică. În cel din urmă, îl alese din faptele apostolilor. Noaptea, Pavel avu o vedenie. Un om din Macedonia sta în fața lui și îi făcea următoarea rugăminte – Treci în Macedonia și ajută-ne. Prieteni, începu Vincent, trebuie să ne-l închipuim pe macedonian ca pe un om care trudește, un muncitor, cu urmele durerii, ale necazurilor și ale sfârșelii întipărite pe față. Dar asta nu-i răpește câtuși de puțin din măreție sau din farmec, pentru că sufletul său este nemuritor și are nevoie de o hrană nemuritoare, cuvântul Domnului. Biserica ne spune care este cuvântul lui Dumnezeu, arătându-ne că omul trebuie să trăiască în smerenie și să nu urmărească în viață țeluri de mărire, și să rămână umil, învățând din Evanghelie să fie blajin și simplu la suflet, ca să poată dobândi împărăția cerurilor în ziua sorocită și să-și afle mântuirea. În Petit Vasps erau mulți bolnavi și Vincent, ca un adevărat doctor, făcea zilnic ocolul satului aducându-le de câte ori stătea în putință puțin lapte sau un colț de pâine, o pereche de ciorapi calzi sau o pătură. Tifoida și un soi de febră malignă pe care minerii o numeau febra cearea se abătuse asupra colibelor, iar oamenii se zbăteau în coșmaruri îngrozitoare și delirau. Numărul minerilor doborâți la pat sporea necontenit. Cu toți erau vlăguiți, subți, neputincioși. Întregul petit vasps îi spunea Monsieur Vincent, vorbind despre el cu drag, deși cu anumite anumită reținere încă. Nu era barac în sat în care să nu fi adus hrană sau mânghiere, în care să nu fi îngrijit vreun bolnav, să nu se fi rugat împreună cu cei nefericiți cu câteva zile înainte de Crăciun, dădu peste un grajd părăsit de lângă marcas, destul de mare ca să încapă în el o sută de oameni. Era o încăpere goală, înghețată și părăginită, dar minerii din petit vas o umplură până la ușă. La ascultară pe sunt istorisind povestea Betleemului și a păcii pe pământ. Nu era decât de șase săptămâni în bolinaș, dar avusese timp să-și dea seama că traiul oamenilor devenea din zi în zi mai greu. Acolo însă, în grajdul părăginit sub pâlpâirea câtorva lumânărele fumegânde, el putea să vorbească despre Isus Hristos acelor mutere negre care tremurau de frig și să le încălzească măcar sufletele cu la împărăției ceva să vină. Și totuși, viața era umbrită de un nor. Nu se putea învoi cu gândul că tatălui continua să-l întrețină. În fiecare noapte se ruga să vină mai curând ziua când va fi în stare să-și câștige singur cei câțiva franci necesari umilelor sale trebuințe. Vremea se înrăutăți. Nori negri atârnau deasupra întregului ținut. Ploaia cădea în puhoaie, prefăcând drumurile despundate în gârle și pardoseala de pământ din colibe în băltoace noroioase. În ziua de anul nou, Jean Baptist coborând vas și aduse de acolo lui vinsă o scrisoare. În colțul de sus din stânga, plicul purta numele reverendului Peterson. Vincent fugi în odăița lui de sub tremurând de emoție. Ploaia răpăia pe acoperiș, dar el nu auzea. Rupse plicul cu mâini înfrigurate, scoase scrisoarea și citi. Dragă Vincent, comitetul de evangelizare a aflat despre activitatea dumitale minunată și, ca urmare, îți acordă de la 1 ianuarie o numire temporară de șase luni. Dacă până la sfârșitul lui iunie totul merge la fel de bine, numirea dumitale devine definitivă. Până atunci vei primi o leafă de 50 de franci pe lună. Scriem des și nu înceta să nădăjduiești. Cu drag al dumitale Peterson. Se aruncă de alatul peste pat, strângând cu putere în mână bine cuvântata scrisoare. Era în al nouălea cer. În sfârșit izbutise. Își găsise țelul în viață. Asta era ceea ce își dorise întotdeauna. Numai că nu avusese puterea și curajul să meargă drept la țintă. O leafă de 50 de franci pe lună era mai mult decât îi trebuia pentru hrană și locuință. De acum înainte, așadar, nu mai trebuia să depindă de nimeni. Se așeză la masă și îi scrise tatălui său o scrisoare năvalnică, triumfătoare, în care îl anunța că nu mai avea nevoie de ajutorul lui și că de aici înainte avea de gând să aducă mulțumire și cinste familiei. Se lăsase în serarea pe când îi sprevi de scris. Deasupra minei marchez, Cerul bubuia de tunete și fulgere. Coborâ scările în fugă, trecu prin bucătărie și, în culmea fericirii, se năpustea afară în ploaie. Madame Denis ieși după el și strigă. Monsieur Vincent, unde pleci așa? Nu ți iei pălăria și haina?" Dar Vincent nu se opri să-i răspundă și continuă să alerge până la un dâm din apropiere. De acolo se vedea până departe aproape întregul bohinaj cornurile minelor, movilele de cărbuni, căsuțele minerilor și umbrele negre ale oamenilor care tocmai ieșeau din minele de cărbuni mișunând în colo și încoace ca niște furnici pe un mușuroi. În fund se zăreau pădurice de pini întunecată pe fondul căreia se profilau niște vilișoare albe iar în depărtare tur la unei biserici și o veche moară de vânt. Toată priveliștea era învăluită în ceață Petele de umbră aruncate de nori stârneau efecte ciudate de lumină și întuneric. Pentru întâia oară de când se afla în borinaj, priveliștea care se deschidea în fața ochilor îi amintea de tablourile lui Michel și ale lui Rusdel. Bucuria vieții, capitolul 11 Steril După ce obținuse numirea, îi trebuia un loc permanent unde să țină adunările. După multă căutare, descoperi chiar la poalele râpei pe un drumeag ce trecea prin pădurea de pini o clădire destul de mare numită Salon du Bebe, unde pe vremuri copiii din sat învățau dansul. După ce atârnă pe pereți toate reproducerile pe care le avea, încăperea deveni mai îmbietoare. În fiecare după amiază aduna aici copiii între 4 și 8 ani, îi învăța să citească și le istorisea povești simple din Biblie. Asta a fost de altfel singura învățătură pe care cei mai mulți dintre ei au căpătat-o în întreaga lor viață. Acum de unde facem rost de cărbuni ca să încălzim odaia? Îl întrebă Vincent pe Vernei, care l ajutase să capete casa. Nu putem ține copiii în frig. Și apoi, dacă soba e încinsă, și adunările se pot prelungi până mai târziu seara. Jacques se gândi o clipă, apoi spuse. Dacă poți să vii mâine la prânz aici, am să-ți arăt cum putem face rost de cărbune. Când ajunse a doua zi la salon, Vincent se pomeni în mijlocul unei cete de neveste și fiice de mineri care l-așteptau. Purtau bluze și fuste negre și basmale albastre pe cap. Fiecare avea în mână câte un sac. Am adus și pentru dumneavoastră un sac, Monseo Vincent, îl strigă mezina lui Vernei. Trebuie să umpleți și dumneavoastră unul. Urcară prin labirintul de străduțe întortocheate dintre barăcile minerilor, trecură de brutăria lui Denis din vârful dealului, tăiară pieziș câmpul în mijlocul căreia se ridica mina marchez și o apucară pe lângă zidurile clădirilor până la piramida neagră de steril din spatele minei. Aici se împrășteară care încotro, cățărându-se pe povrnișurile muntelui negru, atacându-l fiecare din altă latură. Părea un roi de gângănii mărunte care mișune pe un buștean putred. Trebuie să urcați până în vârf dacă vreți să mai găsiți ceva cărbune. Monseo, Vincent, îi spuse fata lui Vernei. De ani de zile de când o strângem, s-a isprăvit cărbunele din partea de jos a grămezii. Veniți cu mine, am să vă arăt eu care e cărbunele. Se cățăra ca o căpriță pe povărnișul negru, în timp ce Vincent fu nevoit să urce mai mult în patru labe, fiindcă sterilul îi fugea de sub picioare. Fata lui Vernei sălta mereu în fața lui chircită și din când în când arunca în el în glumă cu bucățele de noroi uscat. Era o fată drăgălașă, cu obraji îmbujorați, poznașă și plină de vioiciune. Nu văzuse niciodată interiorul minei, deoarece Vernei ajunsese supraveghetor când ea avea șapte ani și nu mai fusese nevoit să o trimite la muncă. Grăbește-te, Monseu Vincent!" îi strigă ea. Altfel ai să rămâi codaș!" De obicei nu era nevoită să adune steril, căci administrația mine îi vindea lui Vernei cărbune de bună calitate la preț redus. Așa că acum venise ca într-o excursie. Nu îi să se urce până sus din pricina vagonetelor care deșertau încărcătura lor de steril cu o regularitate de ceasornic, când pe un povârniș, când pe celălalt. Nu era ușor să găsești cărbune în mormanul acela uriaș. Fata lui Vernei îl învăță pe Vincent cum să ia câte o mână de steril în căușul palmelor și apoi să îl cearnă printre degete, lăsând să cadă pământul, pietrele, argila și celelalte materii nefolositoare. Societatea minieră nu lăsa să se piardă decât o cantitate cu totul neînsemnată de cărbune. Ceea ce puteau găsi nevestele minerilor în muntele de steril erau doar resturi de cărbune fără care nu putea fi vândut pe piață. Sterilul, udat de zăpezi și de ploi, se bătătorise, așa încât Vincent își cu curând mâinile zdrelite și tăiate. Izbutise totul să adune cam un sfert de sac din ceea ce spera el că e cărbune, în timp ce femeile aveau sacii aproape plini. Nevestele minerilor lăsară cărbunele la salon și una câte una porniră grăbite spre casă să pregătească cina. Făgăduiră că vor veni seara la slujbă împreună cu toată familia. Fata lui Vernei îl pofti pe Vincent la masă și el se grăbi să primească. Locuința familiei Vernei avea două încăperi. Într-una se găseau soba, vasele de gătit și toate cele necesare gospodăriei, iar în cealaltă, paturile. Jacques Vernei o ducea binișor, dar nici în casa lui nu puteai găsi săpun, întrucât, după cum îi se spusese lui Vincent, săpunul era un lux pe care cei din bohinaș nu și-l puteau îngădui. Din ziua în care băiatul începe să coboare în mină, iar fata să urce muntele de steril și până în cea din urmă clipa vieților n-a ajung să-și pele ca lumea praful de cărbune de pe față. Fata lui Vernei scoase un lighean cu apă rece afară în uliță. Vincent se frecă din răsputeri fără să știe însă dacă se spălase cum trebuie. Abia când se așeză la masă în fața fetei și-i văzut dârele negre de cărbune și de fum de pe obraj, înțelese că de bună seamă și el arăta la fel. Fata și ripi vesel în tot timpul mesei. Știi, Monseo Vincent, spuse Jacques, ești de aproape două luni în Petit Vasps și încă nu cunoști cu adevărat borinajul. Ai dreptate, Monseu Vernei, răspunse Vincent cu toată modestia. Cred însă că, încet, încep, încep să înțeleg pe oameni. Nu asta vreau să spun, stărui Jacques, smulgându-și un fir mai lung din nas și uitându-se la el cu luarea minte. Vreau să spun că până acum nu cunoști decât traiul nostru de deasupra pământului. Asta nu înseamnă nimic. Deasupra pământului nu facem aproape nimic altceva decât să dormim. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat viața noastră, trebuie să cobori în mină și să vezi cum se lucrează. De la trei dimineața până la patru după masa. Abia aștept să cobor în mină. Dar oare o să pot căpăta aprobarea administrației? Am și căpătat-o. Îi răspunse Jacques luând în gură o bucățică de zahăr și sorbind cafeaua călduță, amară, neagră ca cerneala. Mâine cobor în mina Marchez pentru un control de protecție. Dacă vrei, dimineața la trei fără un sfert iau cu mine. Ne întâlnim în fața casei lui Denis. Întreaga familie îl pe Vincent la salon, dar Jacques, care acasă în aerul cald se simțise bine și vioi, trebuie să se întoarcă din drum, zguduit de o tuse cumplită. Când Vincent ajunse la salon, îl găsi acolo pe Henri de Cru, care își tăra piciorul beteag, trebăluind pe lângă sobă. Bună seara, monseu Vincent!" strigă el și zâmbi larg, atât cât îi îngăduia fața pungită. Sunt singurul din petit vasp care se pricepe să aprindă focul în soba asta. O cunosc eu de mult, din vremea când mai făceam câte o petrecere pe aici. E dată dracului, dar eu îi știu toate nazurile." Cărbunele din saci erau umed și doar o mică parte din el se putea numi într-adevăr cărbune. Cu toate acestea, de cruc, izbuti în scurt timp să facă soba cea ovală și burduhănoasă să dea căldură. Și într-una de colo până acolo, iar sângele îi zvâgnea puternic sub peticul golaș de piele boțită din cap și îl făcea să capete culoarea sfeclei murdare. Aproape nicio familie de mineri din petit vas nu lipsea în seara aceea de la salon veniseră cu toții să-l audă pe Vincent Rostin, prima predică în biserica lui. Când n-au mai fost locuri pe bănci, dă dură fuga prin vecini după lăzi și scaune. Peste 300 de oameni se înghesuiau înăuntru. Cu sufletul încălzit de bunăvoința femeilor care le ajutaseră după dupămează aceea, ca și de faptul că în sfârșit vorbea în propria lui biserică, Vincent rosti și o predică plină de patos, pornită de-a dreptul din inimă, încât de pe fețele oamenilor se șterse orice urmă de tristețe. Tăi nu e de mult credința, de alminteri întemeiată, cu omul nu e decât un străin pe acest pământ, se adresă vin în lui cu fețe negre. Și totuși nu suntem singuri. Dumnezeul nostru e cu noi. Suntem niște călători. Viața noastră e un drum lung de la pământ la cer. Tristețea e mai bună decât veselia, pentru că și în veselie sufletul, sufletul rămâne trist. E mai bine să pășești în casa durerii decât în casa petrecerii, deoarece prin durere, prin durere inima se purifică. Pentru cei care cred în Isus, orice durere înseamnă speranță și constituie o permanentă renaștere, o trecere din, din întuneric spre lumină. Ne rugăm ție, Tatăl nostru, ferește-ne de păcat, nu ne da nici sărăcie, dar nici bogății și hrănește-ne cu pâinea hrăzită nouă. Amin. Madame de Cruc fu prima persoană care veni lângă el. Avea ca o ceață pe ochi și un tremur în colțul gurii. Monsieur Vincent, viața mea a fost atât de grea încât l-am uitat pe Dumnezeu dar domneata mi l-ai redat și îți mulțumesc pentru asta. După ce salonul se goli, vezi să închise ușa și porni îngădurat să urce de alul spre casa familiei Denis. Felul cum primiseră predica lui din seara aceea îl îndreptățea să creadă că reținerea arătată până atunci de mineri pierise și că începuse să le câștige încrederea. De-abia acum fusese pe deplin recunoscut de aceste mutre negre ca slujitor al lui Dumnezeu. Care era oare pricina schimbării? Nu putea fi biserica cea nouă. Nu erau minerii oameni pe care să-i tulbure astfel de lucruri. Că despre numirea oficială n-avea de unde să știe, pentru că el nu le spusese nimic din capul locului în legătură cu situația lui. E drept, predica fusese caldă, frumoasă, dar mai rostise el și altele tot atât de bune, prin barăcile de răpânate sau în grajdul părăsit. Când ajunse acasă, soții Denis, Nis se și culcaser în cotronul lor de lângă bucătărie. Brutăria păstra încă aroma dulce a pâinii calde proaspete. Vincent scoase apă din fântâna adâncă, săpată chiar în bucătărie, o turnă în lighean și se duse să ia săpunul și oglinda. Sprijini oglinda de perete și se privi. Avusese dreptate. Acasă la Verne nu izbutise să se curețe ca lumea de praful de cărbune. Pleoapele și obrajii erau încă negri. Zâmbi la gândul că inaugurase solemn o biserică mânjit de cărbune pe toată fața. Cât de îngroziți ar fi fost tatălui sau unchiul striker dacă l-ar fi putut vedea. Își muie mâinile în apa rece, făcu clăbuc cu săpunul pe care l-adusese cu el de la Brusel și în clipa când era gata să se săpunească zdravân, deodată îi se făcu lumină în minte. Se opri cu mâinile ude în aer. Se mai privi odată în oglindă și văzu praful negru de steril care îi se așezase în cutele frunții, pe ploape, în scobiturile obrajilor și pe întreaga suprafață a bărbiei. Firește! Se trezi vorbind cu glas tare. Acum știu de ce m-au primit cu atâta căldură. Am devenit unul de ei lor. Își clăti mâinile în apă și se duse la culcare fără să se spele. Din seara aceea, tot timpul cât a stat în borinaș, se freca zilnic cu praf de cărbune pe față ca să arate la fel ca toți minerii. Salutare, dragi ascultători! Dacă doriți să ascultați întreaga înregistrare Bucuria Vieții de Irving Stone, citită de mine, vă rog frumos să-mi scrieți un mesaj la adresa de mail care apare acum pe ecran, respectiv fir barajos de arondiahucom barajos și în cel mai scurt timp eu vă voi răspunde, dându-vă toate detaliile necesare ca să intrați.